Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Astăzi seară o ediție specială cu un vechi prieten al emisiunii, Octavian Bădescu. Bună seara, Octavian! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Onorat să fiu din nou aici și să fiu numit prieten al emisiunii. Ne știm de 10 ani, prima dată. După experiența management privat la companii de stat, am venit la Ceinărie și am vorbit despre ea. Da, iar clipul respectiv încă se găsește pe YouTube. Undeva pe aici sus o să găsiți un link către acea prezentare. De atunci, sau chiar și înainte de momentul respectiv, Octavian Bădescu, absolvent de ASE și de SNSPA, un antreprenor de lungă durată cu activități în preponderență în serviciu în domeniul imobiliar și al serviciilor. A fost fondator al unor companii de curierat fără de care cel mai probabil nu puteți trăi astăzi. Vine la mână Same Day. Și în 2018 a fost desemnat în cadrul Galei Clubului Profesioniștilor în Imobiliare ca broker imobiliar al anului 2018, nou intrat pe piață. Cum a spus și Octavian mai devreme, a fost implicat și în aventura management privat pentru companii de stat, unde a fost director la Compania Națională Poșta Română, director la Priori Post și în Consiliul de Administrație al Electrocentrale București. În 2020 ați avut ocazia să îl votați ca primar al Bucureștiului, să o fie rușine dacă n-ați făcut-o. Și de atunci încoace este autor publicat, am mai discutat de prima lui carte pentru o Românie de Aur. Vedeți în colțul din stânga sus link-ul către acel episod din podcast. Iar astăzi discutăm despre noua sa carte, Timpul ca resursă și monedă. Octavian, bine ai venit! Și bine v-am găsit! Spune-ne... Care ar fi ideea de bază, nu? The elevator pitch. Care ar fi povestea scurtă despre cartea asta? Pentru că întrebări avem nenumărate. Da, povestea scurtă e că eu fiind la bază economist, până la urmă, așa cum știți, am și niște preocupări de tipul ăsta și în zona administrării resurselor de stat și în zona, știu eu, bunăstării unui număr cât mai mare de oameni, pentru că altfel noi nu putem fi fericiți dacă suntem înconjurați de oameni cărora nu le merge bine. Oricât de bine ți-ar merge ție, ești în pericol, după cum bine știm. Și atunci trebuie să cauți să răspândești cumva în jurul tău această bunăstare, care a căpătat o nouă dimensiune, da? După intervenționismul etatist în perioada virusului, când am făcut și o scrisoare deschisă și am avertizat acolo cu privire la pericolul stagflației, cred că am făcut scrisoarea aia deschisă în... Au semnat-o vreo 1500 de oameni, dacă îmi amintesc bine, și era la o săptămână după ce s-a decretat starea de urgență, când nu mișca mai nimeni în front. Dar acolo vorbeam despre acest pericol al stagflației, deci inflația, ca parte din stagflație, iată-o prezentă. Era ușor de anticipat și noi ca economiști, când am văzut cum se dă drumul la tipărire de monedă, de fapt la inflație, că asta e inflația, anticipam creșterile de prețuri. Da? Când am văzut și restricția producției de bunuri și servicii, adică nu exista nicio altă șansă să fie altfel. Da. Hey, ca om care, sigur, conștientizează faptul că noi în întreaga viață tranzacționăm timp contra bani și bani contra timp, sau tranzacționăm timp pentru că noi ne vindem timpul când muncim, noi ne vindem timpul, nu se poate închiria, e doar de vânzare, da? Timpul ori îl dau cuiva, mi-l pun la dispoziția cuiva, ori fac ce vreau eu cu el. În momentul în care mi-l dau la dispoziția cuiva, eu primesc în schimb banul, da? Cu care eu pot să îmi cumpăr, dacă fac economii, îmi cumpăr după aceea timp, adică pot să consum bunuri și servicii fără să mai muncesc. Ei bine, suntem atacați la baionetă
în privința acestui deziderat, care este legitim, perfect legitim. Mi se pare că nu e un atac la baioneta, mi se pare că e un atac cu arme biologice. Da. Adică e peste tot, e lovit așa, generalizat. Și atunci dacă a devenit om la om, ar fi în regulă. A devenit foarte interesantă problematica prezervării valorii în sfera de preocupări. Prezervarea valorii, păstrarea puterii de cumpărare și posibilitatea de a-ți apăra ceea ce ai muncit. Pentru că, iată, eu acum am timp. Vreau să am și în continuare, sincer vorbind. Iar dacă oamenii sărăcesc, ei practic sunt desproprietăriți, nu vor mai avea proprietate. E, dacă nu mai au proprietate, sunt dependenți doar de timpul lor de muncă. Asta este o problemă, asta înseamnă quasi-sclavie. Long thing short, principala problemă în economie este moneda. Am abordat problema asta și în cartea pentru o Românie de aur, readucând în lumină, de fapt, ideile unor altor economiști, nu doar austrieci, dar chiar și români, Anger Rugină, că l-am descoperit când pregăteam acea carte, că iată că nu doar ei austrieci gândeau niște lucruri, dar l-avem noi pe Rugină, la care n-am putea referi, economist de renume mondial și oarecum contemporan sau mai contemporan, nu mai e dânsul, dar oricum a murit în urmă cu 10-15 ani maxim. Deci, problematica monedei e cea mai importantă în economie și atunci m-a preocupat să văd cum putem vindeca această problemă și am teoretizat-o. Deci de la asta am pornit. Am pornit de la... Sigur, în cartea pentru o Românie de aur am vorbit despre necesitatea acoperirii în aur, integrale în aur. Uh-huh. Da? Care e o componentă extrem de importantă, pentru că ce este aurul? Este reprezentarea monetară a timpului trecut. De acord? Ce e moneda? Moneda e ceea ce economisim, ceea ce rămâne după autoconsum. Deci, când... Aș vrea să te întreb, da, care ar fi distinția între valoare ca înțelegere între două părți, nu? Niște oameni care fac un schimb, și valoarea este lucru care iese din interacțiunea între ei. Atunci se vede că un lucru are valoare, pentru că s-a făcut schimbul respectiv. Și ideea ar fi... Da. Aici e o paranteză și eu mă gândesc dacă ideile noastre au valoare, că nu prea le cumpără lumea. Păi, deci eu cred că valoarea există. Încă nu. Deci ea există, valoarea, chiar și în lipsa interacțiunii. Bine, aici ar fi un nivel din ăsta filozofic în care am putea să zicem că valoarea e dată de partea logică. Adică ea are o valoare, un fundament foarte sănătos. Nu puteți să spuneți că lucrurile nu sunt așa. Faptul că nu le cumpără e o chestie de preferință. Și, de gustibus acum. De exemplu, poate să fie și o chestie de recunoaștere, de, cum să spun, faptul că tu oferi valoare într-o piață care nu e pregătită să o recunoască. Nu e neapărat, e problema ta dacă vrei să faci o avere repede, dar nu e neapărat problema ta dacă tu vrei să faci o investiție termen lung. Adică piața, la un moment dat, poate să ajungă să recunoască, dacă ei cred că e soare afară, nu o să cumpere nimeni umbrele. Știi? Dar dacă vine frigul, să vezi ce se umple. Ideea ar fi, ce vreau să întreb? Care ar fi distinția pe care vrei să o faci între ce am descris mai din aur, valoare păstrată într-o marfă în care oamenii au încredere? Deci în cazul ăsta ai niște schimburi, în schimbul ăla cineva certifică că acolo s-a schimbat niște valoare și ca să păstrezi chestia asta în timp, vrei să o păstrezi într-o marfă care e respectată de cât mai mulți oameni și istoric a fost aurul. Dar nu e musai să fie doar asta. Da. Și care ar fi distinția între genul ăsta de valoare și
timp, pentru că aici, bineînțeles, primii oameni care o să comenteze o să sară și o să zică, păi da, dar eu pot să mă duc la muncă să pierd timpul. Da, acum eu nu le pun pe aceste două în contradicție. Ele sunt complementare. Mm-hmm. Deci, valoarea, pe noi ne interesează reprezentarea optimă a valorii, care sigur poate să fie aur, poate să fie argint, poate să fie orice. Da? Dar trebuie să existe acoperire integrală a monedei. Adică în momentul, pentru că moneda e surplusul, ceea ce rămâne, și atunci sigur s-a ajuns ca marfa cea mai bună, pentru că nu se devaloriza, nu se uza, da? Se uza greu și putea fi transportabilă în spațiu, rezistant timp și așa, bun, aurul. Și era cea mai densă și concentra cea mai mare valoare și datorită cantității și așa mai departe. Dar ea e reprezentarea timpului trecut, utilității. Noi pe fond, noi schimbăm utilități, sunteți de acord cu lucrul ăsta? Noi, da. Între noi, în interacțiunile umane, schimbăm de fapt utilități. Când da, sunt spus altfel, preferințele oamenilor. Da, cât de util ne suntem unii altora. Când omul ne-a lăsat pe pământ, ne-a lăsat cu un stoc de timp. Asta este. Aici vreau să ne explici, stocul da. Ăsta care poate să dispară, dar el este totuși stoc. Asta mi-a fost greu. Da. Deci, ideea e că pe noi ne interesează tranzacția din prezent, ca să încep un pic cu finalul. Și noi punem la bătaie timpul trecut pentru chestia asta, prin aur, da? Că și dacă vând o casă și iau 150.000 de euro și cu ea cumpăr 3 kg de aur, da? Pe care îl depun la bancă și iau bancnota în locul, nu? Sau cifrele în calculator. Foarte frumos. Da, da. Asta este reprezentarea timpului meu trecut și economisit, neconsumat încă. Corect? Corect. Și nefurat, da? Prin inflație. Da. Dar în același timp, iată că noi avem și un timp viitor. Timpul cu care ne putem credita reciproc, dacă vrei, pentru că oamenii n-au avut numai aur, adică ei făceau schimburi în trecut și în prezent, chiar fără bani, ca o datorie, trecea pe caiet, nu? Da. Deci da. Tu îmi dai ceva și eu știu că sunt dator ție. N-am pus niciun aur, nu te-am plătit în aur. Nu te-am plătit în nimic. Și tu cu cât mai credita? Păi nu mă poți credita mai mult de... Cu ce mă creditez? Mă creditez cu timp. Timpul meu viitor, nu? Când o să-ți dau înapoi ceva. Deci eu voi aloca timp în viitor ca să-ți fiu ție de folos. Dar timpul meu de peste un an sau doi, n-ai nicio nevoie de el. Tu ai nevoie de mine acum, azi. Nu pot azi, mâine. Nu pot mâine, peste o săptămână, peste o lună. Dar acel timp convertibil, cum îi spun eu, pentru că și el e resursă, și el e resursă naturală, cum e și aurul, e factor de producție, acest timp, da? Și petrolul e resursă. Da. De acord? Da, care ca să muncească este ars. Da, acest timp este convertibil, cum îi spun eu, doar pentru ultima lună, pentru următoarea lună. Deci nimeni nu îți poate să-ți vândă ție o casă, dau un exemplu, că o să-i dai tu banii în nu știu cât timp, din muncă. Pentru că poate mori între timp. Dar dacă e ceva, nu știu, mă angajez... O lună e tolerabil. O lună e tolerabil. Asta înseamnă 10.000 de minute. Deci dacă oamenii... 10.000 de minute lucrătoare, ca să, da? Da. Dacă oamenii cumva nu mai au proprietate, cum ni se pregătește, și nu sunt totuși fericiți? Da. Păi nu au cum să fie fericiți, pentru că dacă nu au proprietate, ei sunt obligați să își vândă permanent următoarele 10.000 de minute. Și când nu vor mai putea să-și vândă următoarele 10.000 de minute, că pe restul nu îi le cumpără nimeni, nici mie, nici ție, atunci probabil că li se va oferi o sinucidere asistată, o ieșire civilizată din viață, nu? Ca în Canada. Vedeți, cam către asta se îndreaptă lucrurile și asta, la baza acestor probleme,
este problematica monetară. Foarte multe probleme de pe lume, dacă ar fi să iau orice problemă economică, sau, mă rog, cea mai importantă problemă economică este cea a monedei. Ea generează falsificarea monedei, de fapt, pentru că vorbim de o pseudomonedă. Banul fiat nu e monedă. Nu e ban, e un pseudoban. Da. Această falsificare a monedei duce la risipă de resurse naturale, spre exemplu. Care sunt resursele pe pământ? Păi factorii primari de producție, munca și natura. Corect? Pentru că, virgulă, capitalul nu e altceva decât muncă și natură prezervate în timp. Neconsumate încă, de acord, ce e capitalul? E ceva ce am muncit în trecut și n-am consumat. Am luat natură, am transformat-o și nu am consumat-o. Deci ăsta e capitalul, de acord? Deci, asta e forma primară de capital. Da. Funcționează definiția. Okay. Da, adică eu am factorii primari de producție care sunt munca și natura. Nu mai zic că, pentru că impozitarea capitalului e o tâmpenie, pentru că e de fapt tot o impozitare a muncii. A muncii trecute. Da. Da? Și neconsumate. Deci, munca și natura. Eu nu am pe pământ decât oameni și natură. Nu am altceva. Bine, scuză-mă, ar putea să... Stai, lasă să ducă ideea. Deci am doar muncă și natură, da? Bun. Da, vroiam să duc ideea, dar mi-am pierdut-o, așa că nu mai știu de la ce. Mai zăpăcit, dar nu contează. Iartă-mă. Nu, nu are nicio importanță, că revenim. Asta spuneam, scuze. Deci... Această falsificare a monedei duce la risipă de resurse naturale și de muncă. De ce? Pentru că eu produc, îți scriu cifre în calculator sau tipăresc bani, dar acolo am un cost de producție. Acum nu mai am acest cost de producție, inventez cifre de calculator și îți cumpăr ție timpul, îți zic, du-te și taie lemne în pădure, Valentin, da? Taie lemne în pădure și ție și generațiilor viitoare și fă case. Și tu, pentru că eu o să-ți dau acest ban, care nu are niciun capital la capătul lui, tu vei tăia toată natura și vei construi 100 de miliarde de case. N-are nicio legătură cu cererea de pe piață, corect? Eu îți cumpăr timpul cu pseudomonedă, te-am trimis în pădure, ai terminat natura și ai umplut pământul de case. Avem după aceea inflație de case. Da, dar asta e o mare investiție. Păi e o mare investiție și e o risipă și de timp. În condițiile în care moneda e emisă, așa e emisă de autoritățile centrale în decret, statul nu face investiții. E doar... Nu, e o mare investiție că tu ai muncit degeaba. Totuși, pentru că ai acceptat banii aia, înseamnă că bai un să-i dai. Tu n-ai muncit degeaba, din punctul tău de vedere. Dar n-a avut niciun capital. Ai luat bani? Ție nu ți s-a dat un capital. Ție ți s-a dat un pseudo-capital. Un fake. Banii, poți să faci argumentul că banii care sau capitalul care susține moneda respectivă e furat proporțional din capitalul care ar susține moneda deja existentă. Aia bună. Pentru că altfel nu mă duc în pădure. Dacă banii aia nu poate să cumpere cât de cât ceva. Nu știu, dar e ban complet inventat. Ia să sărăcină toți ceilalți într-un fel, exact, corect? Exact. Asta spuneam. Da. Bun, dar când îi sărăcești pe toți ceilalți, toți să ajungă la subzistență. Dar ideea de bază era că pseudomoneda duce la risipă. Duce la polarizare, duce la risipă, risipă de timp. Noi nu am fost lăsați pe pământ ca să muncim. Munca nu e un scop în sine. Munca e un mijloc. Deci obiectivul politicului să creăm locuri de muncă e o bazaconie în sine. Obiectivul politicului nu trebuie să fie să creăm locuri de muncă, ci să creăm timp liber. Ăsta e obiectivul politicului, frate, ăsta e teoretic. Scopul nostru în viață e să avem cât mai mult timp liber la dispoziția noastră, să facem ce vrem noi cu el. Eu vreau să stau de vorbă cu voi la emisiunea asta.
Ca să pot să fac chestia asta, eu mi-am cumpărat în trecut timp, pentru că am muncit, n-am consumat tot cât am muncit, recompensa muncii, recompensa riscului asumat, nu m-am plimbat în avioane cu reacție prea mult și acum pot să mănânc fără să muncesc. Și iată că cu timpul meu fac ce vreau. Înțelegeți? Deci obiectivul omului pe pământ e să aibă o cantitate cât mai mare de timp la dispoziția lui. De acord? Deci nu risipă de timp de muncă. La fel, resursa naturală. Eu distrug resursa naturală în momentul în care creez acest... Resursa naturală e finită și neregenerabilă, ca și timpul. Și aici fac paralela între aur și timp, pentru că aurul e resursă finită și neregenerabilă și de-aia este monedă. Așa. Și timpul individual este resursă finită și neregenerabilă și de-aia are capacitatea de a fi acoperire pentru monedă. Există un stoc individual de timp și un stoc mondial de timp. Stocul mondial de timp este speranța de viață împărțit la doi, pentru că unii au un an, alții au 70. De acord? Așa. Înmulțită cu populația. Deci eu pot să am o cantitate finită, așa cum țițeiul se măsoară în barili, gazele naturale se măsoară în metri cubi, aurul se măsoară în uncii sau în grame, la fel timpul se măsoară în minute dacă vrei și în multe altele, dar există acest minut și există o cantitate și există unități egale, deci există calitatea, vorba lui Ceaușescu la proces, da, există capacitatea de a fi acoperire pentru monedă cu anumite condiții. De acord. Hai să te întreb ceva la capitolul ăsta. Cred că e lucru pe care o să ne hârjonim cel mai mult. Când vorbești despre redevențe, zice aici la legea, la litera cărții, zice așa: redevența este prin urmare o taxă legitimă care ar trebui să fie semnificativă și să aibă ca destinație fiecare cetățean al comunității în mod egal. E vorba de taxe pentru utilizarea resurselor. De asemenea, consumul de resursă naturală ar trebui taxat, iar destinația să fie alocată către cei care nu consumă. Sumele suplimentare câștigate de către cei care nu exploatează resursa naturală sau nu consumă pot servi ca bază pentru un consum mai mare de alte resurse sau pentru investiții, cumpătatul devenind coproprietar de infrastructură, spre exemplu, și recuperându-și investiția cu profit din taxe pe utilizarea infrastructurii percepută consumatorilor de infrastructură. Astfel, acumularea de capital este deschisă, așa cum este și natural, celor care economisesc resursele altora. Ce nu prea înțeleg eu de aici este, dacă ai pe unul care smuieți poți magii, leneș din ăla, care mănâncă doar ce îi pică de la Dumnezeu și nu face nimic. Deci el nu consumă nici resurse, nu folosește nici infrastructură, să presupunem că are casa lăsată de la părinți. Omul ăsta ajunge să, conform tuturor ideilor ăsta, ajunge să se îmbogățească nefăcând nimic? Sau mă rog, să zicem să-și îmbunătățească situația, să acumuleze capital? Păi eu zic că nu are cum. De ce? Asta e întrebarea. Păi din... Adică ce mi-a scăpat? În acea bucată a cărții, nu mă mai amintesc exact, dar mă duceam un pic într-o problematică fiscală cu care fac un pic o paralelă aici, în sensul în care, plecând de la premisa că pe lumea asta există doar pământ și oameni, da. Pentru că... Da? Nu văd nicio justificare morală pentru care noi impozităm timpul oamenilor. Adică impozităm utilitatea unora pentru ceilalți. E ridicol. Nu e, dar cine e proprietar? Bun. Și atunci, dar există niște costuri de administrare ale statului. Și atunci de unde ar trebui să vină acele costuri de administrație? Păi ce administrează statul? Nu mi-administrează mie timpul, că nu e el... Administrează resursa naturală. Dacă nu administrează omul, administrează resursa naturală.
Și atunci există în mod normal o resursă naturală care ar aparține omului dacă stai să o gândești filozofic. Nu mai e în practică așa, dar filozofic vorbind, Dumnezeu când ne-a lăsat pe pământ, pe primul om, pe Adam, l-a lăsat cu stocul de timp, cu timp la dispoziție și cu tot pământul gratis, spre folosință gratuită, de fapt spre folosință cu timpul lui. El i-a zis, păi Adam, folosește timpul, hrănește-te, nu? Și Adam cu timpul lui, care i-a fost dat și ăla, de Dumnezeu, el culegea mere pădurețe, pe gratis, nu? Că nu îi le plătea nimănui, că era tot pământul lui. În momentul în care am ajuns 8 miliarde, noi avem cotă parte indivisă la pământ. Deci, în mod normal, fiecare dintre noi ar trebui să fie proprietar al pământului. Hey, aici s-ar putea să avem o mică bucățică în care să ne mire. Nu, ideea pragmatic. Unii au pus stăpânire pe pământ în trecut. Unii pe pământ au pus stăpânire în trecut cu forța. E o altă discuție. Da? Dar realitatea este că și în România, dacă vrei, dacă împarți suprafața României la oameni, o să vezi că fiecare dintre noi avem un hectar. Un hectar de uscat. Da, fiecare cetățean. Și populația pământului are tot un hectar, să știți. Dacă împarți suprafața pământului la populație, ai tot un hectar și n-am calculat marile. Arabilă? Nu, n-am calculat. Tot ce înseamnă suprafață. O bucățică arabilă, o bucățică... Există și proporția de arabil, nu e o problemă. Nu mai știu pe în afară, dar... Da. Ai o bucățică și din mări, și din arabil, și din munți, și din tot. Spre folosință gratuită, că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Da, vezi, uite ce zice Valentin mai devreme. Deci, un om care nu își folosește timpul, nu îl transformă în muncă, nu își amestecă timpul cu materia, totuși noi am zice că nu are proprietate, cotă parte indivisă. Bun, acum el în practică poate să nu aibă, dacă luăm cazul legal vorbind, în care el n-are. Dacă el n-are nimic, n-are decât timpul lui, dacă nu i-a rămas. Dar dacă i-a rămas de la părinți casa sau i-a rămas de la părinți o suprafață de teren, bun, cât i-a rămas? Că dacă i-a rămas de la părinți 300 de metri curtea lui, treaba lui. Problema mea este cu acea resursă naturală apropiată, ca să zic așa, preluată cu pseudomonedă. Dau un exemplu. Asta da, asta e groaznic. Ar fi avut Bill Gates acum a cumpărat teren arabil în Statele Unite cât două state americane, da? Wow. Problema se pune, ca suprafață. Problema se pune. Ar fi putut cumpăra Bill Gates, ar fi avut bani să cumpere Bill Gates suprafață de teren arabil cât două state americane, dacă nu ar fi vândut în prealabil soft la un preț inflaționat unor guverne care creau pseudomonedă, monedă de nimic, și el a fost primul practic, a obținut moneda, pseudomoneda, vânzând soft, a obținut pseudomonedă și cu ea a acaparat resursă finită și neregenerabilă. Asta este o proprietate legitimă moral? Asta e o discuție. Mecanismul de cumpărare, să zici că ar fi legitim. Problema este ce ai spus tu. Moneda nu este legitimă nici moral și nici economic. Bun. Și atunci, apropo de, pentru că asta e o cauză a polarizării. Faptul că unii au acaparat, și aici eu nu vorbesc ca un socialist, da? Deci eu vorbesc filozofic. Da? Uh-huh. Polarizarea e o problemă monetară. Polarizarea n-ar fi posibilă fără expansiunea monedei. Deci există diferențe între oameni. Da? Oamenii se nasc diferiți. Se nasc în locuri geografice diferite, au trăsături fizice diferite, au zestre genetic, au, nu știu, educație diferită, acces la educație, climă. Fără îndoială că sunt diferiți. Sunt diferiți. Problema se pune. Ar fi putut fi atât de diferiți
cât sunt între cel mai bogat din lume și cel mai sărac din lume? Ai putea explica această diferență doar prin diferențele de locație și dezastre genetică, chiar și cumulate în timp pe generații? Și răspunsul este nu. Această diferență uriașă a putut exista datorită falsificării monedei, care a creat acces prima dată la unii care au cumpărat bunuri și servicii și resurse naturale la prețuri neinflaționate înaintea altora, și asta s-a tot cumulat în timp. Alocarea arbitrară a monedei. De acord? Și atunci putem vorbi despre o proprietate discutabilă de resursă naturală la momentul actual, care ea a fost acaparată cu pseudomonedă și celorlalți oameni de pe pământ, 7 miliarde nu știu cât, ne-a rămas mult mai puțin pământ la dispoziție, deși Dumnezeu ne-a lăsat un hectar. Filosofic vorbind. Corect? Da, okay. Ne-a lăsat să facem ceva cu el. Sunt vreo două lucruri aici, dar înainte de asta... Iar redevența. Redevența. Deci, din ce ar trebui să trăiască un stat? Dacă nu ia din taxe pe om, el are niște costuri de administrație. Poate să ia taxe pe servicii, normal, nu? Dacă ai făcut infrastructura, îți iau taxă pe drum. Ok. Da? Dar dacă eu am dreptul că m-a lăsat Dumnezeu să consum țiței de pe pământul ăsta, dacă îl scot, păi cât țiței pot să consum? Păi consumi oricât? Înțelegi? Deci cine consumă mai multă resursă naturală? Scuze, la mine sună. Cine consumă mai multă resursă naturală, ăla ar trebui să plătească. Corect? Da, vezi, avem micul diferent aici. Adică de unde și ia statul bani? Sau gândim că nu e stat deloc? Adică dacă putem să avem abordarea asta în care să zicem toți oamenii care se nasc sunt proprietari pe pământ. Totuși, da, noi ne gândim că ar trebui să facă ceva. Adică eu nu pot să fiu proprietar pe niște metri din India, păi, de exemplu. Dar pe mine m-a lăsat, nu din India, dar uite, la România, ne-a lăsat Dumnezeu pe terenul ăsta. Eu ce fac? Dau resursă naturală primară, neregenerabilă, finită, și ce dracu iau în schimb? Hârtii și cifre în calculator? Bă, dar șmecheri sunteți voi. Deci eu când dau țiteiul, că asta voiam să zic. Voi doi. Nu, știu. Eu când dau țiteiul, eu trebuie să iau aur, mâncați așa. M-ai înțeles? Deci eu nu, și când îmi dau timpul, care e tot resursă finită și neregenerabilă, tu ce mama dracului îmi dai? Cifre în calculator? Futu. M-ai înțeles? Deci noi trebuie să schimbăm. Deci am vrut să accentuez în carte acest concept al resurselor, resursele finite și neregenerabile, și faptul că Dumnezeu și că timpul este resursă finită și neregenerabilă și implicit trebuie plătit în aur, da? Dar fiind resursă finită și neregenerabilă, am gândit că în această încercare, nu, antreprenorială de corectare a sistemului monetar, dacă vrei, da? Uh-huh. Am plecat de la premisa că noi ne naștem de fapt bogați. Ca să revin un pic mai la idee, că ne-am dus foarte mult în okay. Deci noi ne naștem de fapt bogați cu un stoc de timp în fața noastră. Da? Așa. E, acest stoc de timp poate în momentul în care moneda asta e doar virtuală, da? Pentru că moneda fizică nu poate fi decât aurul, da? Sau dacă vrei, monedă virtuală e reprezentarea aurului, adică aurul îl țin în bancă și doar pe baza lui emit moneda, și dacă nu mai vreau moneda, mă duc și îmi anulează moneda și mi-au aurul, corect? Da, corect.
Apropo de alte criptomonede care nu au această proprietate. Ele sunt inflaționiste în sine. Pentru că mie nu mă anulează în momentul în care eu cumpăr Bitcoin-ul, eu ar trebui să arunc euro la gunoi. Înțelegi? Nu numai Bitcoin, ci altele. Deci, asta dacă ai face, practic, dacă lumea ar avea mai multă încredere în Bitcoin, practic e ca și cum l-ai aruncat la gunoi. Da, de acord, înțeleg, nu trebuie să fac oarecum schimb pe schimb, pentru că ăștia care iau hârtia tot cumpără bunuri și servicii. Și ăla cu Bitcoin, știi? Deci, dar ce vreau să zic e că dacă pot la moneda cu acoperire la aur, eu să iau banul scriptural dacă las garanția aurul în bancă și invers, după aceea pot să mi-l iau înapoi. E, o altă formă de monedă poate să fie timpul, care și el e limitat, e al omului, și noi facem în viață schimb de utilități. Deci, dacă, să zicem, eu știu să șterg praful și tu știi să mă operezi pe creier. Dau ca exemplu, da? Da, da. Ambele operații iau o oră. Eu o să cheltui 60 de minute ca să șterg praful. Eu cheltui, că îmi petrec timpul cheltuind, corect? Ștergând un propriu praf. Dacă te pun pe tine să-mi ștergi praful, păi tu nu o să mai îmi iei 60 de minute. Tu trebuie să-mi iei 600. Pentru că tu trebuie să și dormi, trebuie să și mănânci, ai fost și copil, ai consumat resurse, o să fii și bătrân, n-o să mai poți șterge praful. Deci cu cât o să învinzi tu cele 60 de minute ale tale? Cu 600 poate. Înțelegi ce vreau să spun? Deci dacă eu, chiar dacă mă nasc bogat și zic că am stocul de timp, cât vrei tu, 50 de milioane de minute, am dat ca exemplu 95 de ani, da? Am stocul de timp, dacă eu stau, nu fac nimic pentru nimeni, imediat voi epuiza acel stoc de timp. Deci eu nu mi-l pot, pentru că orice aș lua de la altcineva, eu voi lua nu la minut pe minut. Mai înțeles? Deci eu nu pot să mă păstrez cu bani decât dacă și eu la rândul meu sunt util al cuiva, ca să iau din minutele lui. Din reprezentarea monetară a minutelor, dacă vreți. Ok, da? Ok. Deci fac distinția, am pus minutul doar ca să fie ușor de calculat, dar vorbim de minutul fizic, e minutul fizic, și reprezentarea monetară a minutului e ca o reprezentare monetară a aurului, da? Uh-huh. E distinctă. Că și aurul am o cantitate finită pe lume. Corect? La fel am și o cantitate, un stoc mondial de timp. E tot resursă finită. Pot să fac o proporție între ele și pot să fac un curs de schimb între aur și monedă. Deci, eu am între aur și timp, pardon, și minut convertibil. Uh-huh. Și am și făcut exercițiul. Ăsta mi-a dat undeva pe la 30.000. Am calculat 3300, care... Nu, parcă 3300. 30.000, 30.000 de minute pe un gram de aur. Sau nu, da, pe un gram de aur, da? Dar e pur și simplu o convenție, nu înseamnă că e bătut în cuie, da? E o convenție pornind de la stocuri, de la stocurile mondiale, grosomodo. Am luat stocul mondial de timp în minute convertibile, care e relativ constant, oamenii se nasc și mor. Da? Deci e relativ constant, inflația e 1-2% pe an maxim. Inflația de populație e 1-2? Da, implicit de timp. Creșterea anuală a populației. Maxim. Acum cred că a scăzut și sub 1. Înțelegi? Posibil, da. Deci am o constanță aici. Sigur că a crescut și speranța de viață, dar chiar stocul mondial, deci stocul mondial de timp, adică totalitatea oamenilor care locuiesc pe pământ împărțit la minute, e relativ constant. Da? Am o cantitate de aur, am și aia relativ constant. Deci, dacă eu nu sunt util altor oameni ca să iau la rândul lor minutele lor, da? Eu voi sărăci imediat. În momentul în care sărăcesc imediat, ca să dau alt exemplu, un om când se naște, el are toată viața lui în față, corect? Are 50 de milioane de minute, dar n-are nimic altceva, da?
Iar unul la 80 de ani mai are 2 milioane de minute, poate. Dar el are și o casă, și o mașină, și bani în bancă, și aur, și un calculator, ce o avea el. Deci el are un capital care este reprezentarea utilității lui trecute. E reprezentant, e reprezentarea diferenței de utilitate a lui. Corect? Că e ce i-a rămas peste. Da. Sunteți de acord? Ce are omul de 80 de ani. Și atunci eu, dacă mai am un apartament de 80 de ani și nu mai am decât 2 milioane de minute, eu pot să-mi vând apartamentul, mi-am luat 3 kg de aur, de acord, pe apartament, mă duc cu aurul la bancă și îmi bag în cont minute cu care tranzacționez. Dar sunt acoperite în aur. Unități monetare. M-ați înțeles? Deci unitățile monetare trebuie să fie acoperite în aur. Timpul trecut. Da? Asta, da. Dar ca noi să tranzacționăm cât de cât când nu avem aur, noi am putea folosi acest minut convertibil ca unitate. Pentru că schimbăm între noi utilități. El ar fi diferit, nu? Între oameni. Păi minutul cuiva ar fi convertibil în mai multe minute ale altcuiva. Bineînțeles, fiecare, cine e proprietarul minutelor? Tu! Fiecare, deci e treaba mea cu cât îmi vând minutul. Minutul e treaba mea. Tu, pentru că eu știu să șterg praful, eu nu o să pot să, dacă mă pui să șterg praful, eu nu o să pot să-și cer mai mult, eu nu o să-și cer 60 de minute, ți-am zis de ce, o să-și cer probabil 600, dau un exemplu. Da, da. Dar după aceea ție ți-a o oră să mă operez pe creier și sunt mult mai puțini oameni capabili să mă opereze pe creier și dacă mulți au nevoie și plus că ai petrecut mai mult timp învățând și treaba ta, tu zici operația pe creier valorează 60.000 de minute convertibile. M-ai înțeles? Da, că e timpul tău, chiar dacă durează o oră. Înțelegi? Da, da, da. Tu vinzi operația cu 60.000 de minute convertibile. Dar economia într-o astfel de situație ar fi foarte echilibrată, pentru că cantitatea de bani e limitată. Adică esențialul, esența monedei e să existe resursa la baza ei. Că aurul e tot resursă, e resursă naturală, finită și neregenerabilă. De-aia la Bitcoin, eu am o problemă cu Bitcoinul din perspectiva asta. Pentru că e adevărat că Bitcoin nu e limitat la 21 de milioane. Dar eu pot să-ți fac și Bitcoin 1 și Bitcoin 2 și Bitcoin 3. Pentru că ți-l creez cu curent. Da, care curent, curent e regenerabil. M-ai înțeles? Deci la baza Bitcoinului nu e resursă finită și neregenerabilă. Eu aș zice invers. Poftim? Eu aș zice invers, că ai avea un argument mai tare dacă ai ataca Bitcoin-ul pe faptul că pentru a se menține în viață trebuie să consume curent. Adică Bitcoin-ul, ca să existe, presupune un cost de existență pe care aurul nu îl presupune. Îl ție, pui undeva, știi, e zero. Și stă. Și stă. Da, asta e o, să zicem, altă problematică și costul de tranzacționare. Faptul că pot să fac Bitcoin 2 și Bitcoin 3. Deci, ăsta e un argument care poate fi replicat și la aur, știi? Pot în loc de aur să folosesc și argint, poți folosesc și cupru, poți folosesc și hârtie și uite am ajuns unde suntem azi. Păi stai, da, dar toate sunt finite. Și problema e că la hârtie... Nu, hârtia e regenerabilă. Da, dar de-aia costul de producție a hârtiei e un cent sau 10 cenți și scriu pe ea 100 de dolari. Asta e marea problemă. Da. Marea problemă e seniorajul în situația asta. Da? Că eu dam un cost de producție realmente de un cent și de ce e atât de mic? E atât de mic pentru că e resursă regenerabilă. M-ai înțeles? Iar chiar și Bitcoinul, și aici mai am o problemă cu Bitcoinul, nu este echitabil distribuit. Adică cineva îl produce. Nu? Revenim asupra subiectului ăsta, că putem spune că același lucru se aplică și la aur. Și la sine. Și la timp. La timp nu. La timp nu. La timp nu.
Deci asta ar face teoretic. Românii cresc puțin. Am înțeles, dar asta e treaba lor. Eu vorbesc de stocul lor, cât au ei la dispoziție. E echitabil. E cel mai echitabil posibil. Deci, omul dacă ar porni în viața lui cu timp, asta egalizează și norvegianul și somalezul. Da. Înțelegi? Deci, problema cu banul, modul în care e creat el acum, care compensă doar a utilității și cu care rezolv doar subzistența, este, în opinia mea, incorrectă. De ce? Dacă eu te pun, dacă eu am un cal și cu o trăsură, da? Și da. Eu când te car pe tine cu trăsura și îți fac un preț de 10 euro pe oră, eu am în vedere că acel cal eu l-am ținut și în grajd când era el mânz, nu trăgea pe nimeni, l-am hrănit. Absolut. El, ca să ajungă să facă munca, da, el a petrecut timp. Da? Și dacă nu o să-l împușc când nu mai poate să te tragă, o să am costuri și cu el și după aceea că îl țin în grajd și îl hrănesc. Deci eu când îți iau ție 10 euro, eu nu am în vedere doar subzistența calului din perioada în care el trage. Evident. Păi da. Da, în momentul în care eu consider doar munca factor de producție, când de fapt eu am ajuns cu timp, eu ca să pot să fiu util, eu am consumat resursele cuiva, părinților, de exemplu, în copilărie. Mi-au dat timp, mi-au dat resurse, mi-au dat, mai înțeles? Și după aceea când o să fiu... Da, când o să... mi-a dat clădiri, drumuri. Nu. Părinții ne-au dat resursele, da? Deci trebuie să avem în vedere că întreg timpul vieții este un factor de producție, de fapt. Pentru că e o resursă implicată. Nu puteam presta munca doar în acțiunea muncii, în alea 8 ore. Dacă nu exista pregătirea înainte și creșterea, în care existau interacțiuni sociale, înțelegi? Ori eu acum recompensez munca doar pentru timpul ăla. Înțelegi ce zic? Nu numai, că uite, poți să spui așa, dar tu recompensezi și pregătirea precedent, adică dacă, de exemplu, vin doi oameni, unul e mai pregătit, unul e mai puțin pregătit, ăluia mai pregătit o să-i oferi mai mulți bani, chiar dacă urmează să-l pui la același program de 8 ore. De ce? În virtutea faptului că fiind mai pregătit știe să facă mai mult. E mai productiv. Ar putea să fie mai productiv, îți generează mai mult. Și după aia poate să se ducă argumentul ăsta și către pensie, poți să-i spui... Avem contribuții la pensii speciale sau, mă rog, fata n-am folosit un cuvânt anatemic, la pensii private, să zicem. Adică îi poți oferi un plan de retirement. Dar sunteți de acord că totuși noi pe fond schimbăm utilități? Dacă n-ar exista aurul pe lume. Asta clar, deci, așa e. Da. Dacă n-ar exista aurul pe lume și nici altă, da, suntem... Ce am face noi? Ar trebui să-l găsim. Noi am scrie pe caiet ce am făcut pentru fiecare cât timp, corect? Ai să-mi dai atâta. Nu? Da, ar trebui deci, să cuantificăm cumva. Deci noi schimbăm de fapt timp pe fond. Da. Noi în toate interacțiunile schimbăm timp, iar averea noastră este dată de cât de... Cu cât suntem noi mai utili altora, decât ne sunt alții nouă, și cu cât consumăm mai puțin, decât suntem utili. Corect? Da. Și atunci așa acumulăm averea. Da? Da. Și asta poate fi cuantificabilă și dacă am folosit un astfel de sistem monetar, dacă vreți. Adică am putea face o paralelă sau, mă rog, o extrapolare, zice. Deci,
marea problemă a inflației este că ea are o viteză mult mai mare decât expansiunea stocului de timp. Da, ai scris chestia asta. De aici vine marea. Deci eu cred că trebuie corelată expansiunea monetară cu stocul de timp. Intrăm într-un subiect oarecum care se repetă de vreo câteva ori prin carte. Ceva de genul, cum îi spune, par să cer o temperare a producției, practic. Adică uite, aici am un citat în capitolul cu despre pseudomonedă, zice: abundența va marca existența supraproducției. Aici, când spui abundență, presupun că te referi la abundența de monedă, dar va genera implicit și supraconsum, întrucât cifrele din calculator nu satisfac o nevoie și nu oferă satisfacție decât prin transformarea lor în bunuri și servicii. Da, da. Și mai zici undeva ceva în ideea asta. Risipa de resurse naturale și de timp de muncă au ajuns la cote foarte înalte, iar problemele au început să fie vizibile pe toate palierele. Ăsta ar fi fost elefantul din sufragerie la care te referi. Și mai era unul. Uite aici, în capitolul cu două secunde, în capitolul 9, cu un viitor necesar a fi bazat pe concurență liberă și o monedă reală, spui așa că trebuie temperat ciclul de producție pentru că stocul mondial de timp e într-o evoluție mai lentă și că acumulăm bunuri pe care nu mai avem timp să le folosim. Apare inflația de bunuri și servicii și ele se vor deprecia prin utilizare insuficientă fizic și moral și astfel inclusiv timpului de muncă îi scade valoare. E într-adevăr asta o problemă structurală, faptul că, să zicem, monetariștii actuali împing supraproducția și utilizarea, să zicem, non-rațională de resurse. Nu știu cum să termin întrebarea. Adică ce încerc să întreb este dacă chestia asta nu poate exista și fără expansiune monetară. Fără, adică dacă pur și simplu oamenii iau decizii iraționale proaste. Da, asta vreau să. Și oricum ar face chestia asta fără să fie îmbiați de. N-ar avea banii necesari. Dacă moneda e limitată, da, e corelată cu timpul, ei nu ar și ar fi preocupați să satisfacă nevoile, nu neapărat dorințele. Deci, dar cum ar fi limitată? Se spune în economie că nu e nevoie. Cum? Păi e limitată fizic, nu ai de unde. Limitată fizic, da. Gândește la aur. Întrebarea ta era dacă oamenii vor alte lucruri. Deci noi vorbim acum de un sistem cu lucruri bune, logice, raționale. Și totuși oamenii vor. Nu. Premisa mea era că, de fapt, premisa lui Octavian este că inflația și faptul că moneda e nelimitată îi împinge pe oamenii în direcția asta, adică ei răspund la stimul. Și dacă moneda ar fi nelimitată, nu ar mai exista acest stimul și continuă tu. Deci eu văd chiar pe mine, domnule. Așa. Înțelegi? Pentru că sunt între cei favorizați de soartă, ca să zic așa. Și atunci eu am avut această tendință de a transforma moneda. Că ce dracu să văd cifre în calculator? Nimeni nu vrea să vadă doar cifre în calculator, că nu-i produc nicio satisfacție. Satisfacția e că am acest obiectiv de camera, fizic, da? Dar cât timp am eu, m-am umplut de obiective de cameră. M-ai înțeles? Cât timp am eu, mi-e și greu, trebuie să schimb obiectivele, că eu am o pasiune, fotografia. Adică nu mă puteam descurca și cu mai puține obiective?
Ba, mă, puteam. Adică utilitatea marginală, dacă vrei, e din ce în ce mai mică, da? Ori acest obiectiv, de ce l-am, numai ca să n-am cifre în calculator, da? A consumat resurse naturale. Înțelegi? Iar resursele naturale sunt limitate, pentru că pământul e limitat. Țițeiul e limitat. Toți ăștia care țin teoria asta cu schimbarea climatică, bazaconia asta, dar dacă prin absurd am merge pe ea, le-am dat dreptate și am zice așa e, soluția este să oprească expansiunea monetară. Da. M-ai înțeles? Și s-a rezolvat. Deci merg așa, se încălzește clima, obiceiurile noastre de consum. Foarte bine. Deci singura soluție este să nu ai expansiune monetară. Bine, asta atunci... e soluția logică. Ei vor să facă expansiune și să o taxeze, eu ca să-i tragă înapoi. Am înțeles. Știm, dacă te-ai preocupa realmente de natură, ai folosi o resursă naturală finită și neregenerabilă ca monedă și atunci nu s-ar mai putea produce dezechilibrele astea. Iar raportat la timp, ce s-a întâmplat în ultima sută de ani? Păi, voi știți că americanul, salariul americanului în 1930, echivalat în uncii de aur, el câștiga mai multe uncii de aur decât acum. Da, da, asta clar. Da, da. Deci, salariul mediu, da? La fel, omul în anii 50, tâmplarul american în anii 50, omul simplu, avea o nevastă care nu lucra, lucra acasă. Nu era în câmpul muncii, da? Deci el cu un salariu al lui, el avea și o nevastă acasă, avea și 3, 4, 5 copii, că erau baby boomers, pe care îi creștea, avea o mașină în fața casei, își făcea o vacanță, se uita la un televizor, ok, nu color, dar el își ducea traiul într-un mod civilizat, fără datorii, își făcea casa, casa era a lui, economisea 3, 4, 5 ani, 10, și își făcea casa. Și lucrurile mergeau la nivelul tehnologic de la momentul ăla, da? După aceea nu le-a mai ajuns un salariu. A venit emanciparea femeii, nu știu ce-o fi câștigat aia prin chestia asta, a băgat-o în câmpul muncii practic ca să o impoziteze, a terminat familia, că nu mai are grijă de copii, copiii au ajuns în grija statului într-un fel, educația de stat. Au început cuplurile să se certe și așa mai departe. Deci două salarii, dar cantitatea de bunuri și servicii nu s-a dublat. Nu le-au mai ajuns banii să-și facă casă, a trebuit credit de casă. A mai trecut un timp, au terminat și cu creditele de casă, nu mai puteau să țină copiii la studii, credit de studii. Acum nu mai e cu credit de studii. După ce i-a îndatorat și pe credit de studii până au crăpat, că nu o să-și recupereze banii niciodată, credit de nevoi personale. Iar la momentul actual, americanul de rând, într-o țară foarte bogată, raportat la populație, el, 63% din americani trăiesc paycheck to paycheck. Da. Păi nu-ți dai seama că e ceva în neregulă în sistem? Deci ei sunt datori, sunt îndatorați, sunt vai capul lor, au ajuns îndatorați și au ajuns acum, nu le mai ajung nici creditele, cardurile de căi, trebuie să-și ia două joburi. Da. Deci este un sistem canibalizant, pseudomoneda, a înlocuit moneda, care moneda reală, să știi că e timpul, pentru că și la aur era timpul. Cum măsuram eu că făceam un preț pe aur? Păi ca să scot uncia, să-l dau cu... ăla prin să îl filtrez, să dau cu... Da, da. Da, să-l scot în pământ, să scot uncia de aur, să-l fac și să nu știu ce. Eu consumam 7 zile, nu știu, în care mâncam, dormeam. Deci când îi vindeam ăluia uncia de aur, eu trebuia să iau bunuri și servicii pentru subzistența mea cel puțin 7 zile, dacă nu mai mult. De acord? Deci eu tot timpul... E corect să fac un curs de schimb între aur și timp. Timpul este o marfă. Timpul e o marfă ca și aurul. Asta e ce spun eu aici. Înțelegeți? Pentru că și prețul aurului tot la timp. Și sigur, cât îmi trebuia mie, pentru că eu în timpul ăla
eu consum resurse, omul nu poate trăi fără să consume resurse. Că îi trebuie benzină, îi trebuie hrană, adăpost, haine, îmbrăcăminte, ceva, îi trebuie ceva. Deci el nu poate exista, timpul lui nu trece pe gratis. El consumă resurse ale pământului sub o formă sau alta, da? Și ale altor oameni, asta consumă el, timpul altor oameni sau timpul lui, dacă le face el pe toate, culege mărul pădureț, dăm pădure și se hrănește doar cu mărul pădureț, foarte bine. El consumă doar timpul lui și resursa naturală. În momentul în care începe și consumă chestii prelucrate, înseamnă că consumă timpul altor oameni, nu? În diviziunea muncii, dar tot un schimb de timp face. E, toată această expansiune monetară face ca oamenii să fie rotița șoricelului și roata asta a șoricelului să se învârtă tot mai repede. Și să nu mai ai timp de nimic. Nu vedeți că oamenii nu mai au timp? Sigur că și comunicațiile, faptul că acum comunici în timp real și e foarte ușor pentru alții să-ți ia ție timpul. Gândește-te că tu ai 10 minute, da? Și pe mine poate să... Tu în 10 minute tu poți să dai un e-mail care se duce la 1 milion de oameni și aia ca să se lămurească ce ai vrut să spui, așa? Tu ai consumat câte un minut de la fiecare om. Deci tu ai consumat 10 minute, dar tu ai luat 1 milion de minute din total. Înțelegi? Da, pentru că ai făcut mass communication. Deci, acum e foarte ușor să consumi timpul altor oameni. Îmi vine informația de peste tot. Nu mai zic, cum aș fi produs toate aceste non-valori, toate prostiile care se produc? Cum s-ar fi produs dacă nu cream monedă de nimic în care eu să cumpăr timpul oamenilor ca să producă tot felul de tâmpenii? Observați că a scăzut calitatea și a produselor și a serviciilor și a produselor netangibile, dacă vreți. Da? Dacă nu era această expansiune de, și expansiunea de bani, care totuși în obsesia de a cumpăra timpul oamenilor, să-i țină ocupați, în obsesia asta se produc toate tâmpenile pământului, aiurea în tramvai. Înțelegeți? Seamănă puțin cu pâine și circ, ne duce cu gândul la ultimii ani ai Imperiului Roman. Păi noi suntem într-o etapă de civilizație. Sigur că în Imperiul Roman acest sfârșit de civilizație a durat cam 500 de ani. Dar să știți că la sfârșitul Imperiului Roman, în Roma nu mai erau romani. Adică noi suntem la sfârșit de Imperiu. Toate chestiile care se petrec acum, apropo și de invazia tuturor populațiilor de peste tot. În Paris mai sunt francezi? În Londra, cel mai cu numele cel mai uzitat e Mahomed, da? Care apare acum. E de la an la an, variază de la an la an. Dar e clar. Câteodată e Abdul. Da. Deci e clar, suntem într-o perioadă de tipul ăsta. Da? Toate nebuniile pământului, tu nu vezi, acum se îmbracă lumea în tot felul de chestii, deci zici ca un nebunit, adică sunt lucruri care nu sunt. Sunt atipice, ca să nu zic altfel. Da? Și se promovează tot felul de chestii care nu au legătură cu, nu știu, rostul oamenilor pe pământ. Bine, la fel. Da. Tu spui ceva aici, că de obicei vina, să zicem, pentru excesele capitalismului e aruncată pe iraționalitatea consumatorului. Și tu zici ceva de genul următor. Oamenii cred că e vina lor, că sunt ei prea lacomi? Nu. Cauza primordială o reprezintă sistemul viciat, al căror arhitecți nu au intenționat, o lume de muncitori, nu de gânditori. Practic, aici se vede callback-ul la noi muncim, noi nu gândim. Dar mă gândesc că poate pot să o duci și mai departe, că nu e neapărat o lume de muncitori, ci poate chiar o lume de sclavi, nu? Da, e de sclavi. E o quasi-sclavie. Păi dacă faci o paralelă, ce era sclavul, frate? Deci în momentul în care tu nu mai ai stăpân pe corpul tău, dacă corpul nu e al tău, că poți decide altcineva pe corpul tău, dacă nu e al tău, înseamnă că e al cuiva. Deci, da?
Da. Și dacă nu mai pot să am putere pe economiile mele, pe reprezentarea timpului meu muncit în trecut. Deci, da, apropo de sistemul bancar și de ce se întâmplă cu banii din bănci și cu scăderea puterii de cumpărare și cu accesul la bani, deci n-am putere pe corpul meu și pe economiile mele, cum mă numesc. Clar. Și asta este. Înțelegi? Iar, într-adevăr, sistemul monetar e la bază. Și mare atenție, deosebirea între capitalism și comunism. Noi n-am avut nici comunism, nici capitalism. Capitalismul are două condiții. Piață liberă, monedă reală. Piață liberă, concurențială și monedă reală, adică cu acoperire integrală în resurse. Deci nu avem capitalism. Noi nu avem capitalism. Dar mare atenție. Marx vedea aurul ca monedă. Deci Marx gânditorul, nu Marx revoluționarul care la 30 de ani făcea manifestul comunist și zicea luați-le proprietățile, nebunul pământului. Eu vorbesc de Marx gânditorul de la finalul vieții care a scris Capitalul. Nu pot să-i neg calitatea de gânditor. De acord? Deci el nu era economist, era filozof și jurist. Dar l-a preocupat chestiunea economică. Deci Marx recunoștea aurul ca fiind monedă. Deosebirea între ceea ce propovăduia Marx și ceea ce propovăduiește capitalismul autentic stă doar în forma de proprietate și în forma de proprietate și în piață, da? Dirijată, centralistă și proprietate comună, nu individuală. Moneda reală este comună și comunismul imaginat de Marx și capitalismului. Noi nu avem niciuna, nici cealaltă. M-ați înțeles? Deci numai Keynes a venit el cu rahatul ăsta când a pornit treaba cu moneda fiat, că să scoată America, a zis, din, da? Dar Marx vedea monedă reală. Oricărui socialist... Nici nu era foarte greu. Da, oricărui socialist ar putea să-i atragem atenția asta. Exact. Pe de altă parte, lui nici nu era foarte greu, pentru că până la el și după el o vreme, singura monedă reală a fost moneda marfă. Da, să știți că se inventaseră bancnotele, dar erau cu acoperire. Da, erau cu acoperire. Nu avea nicio problemă cu bancnotele nici astăzi. Marx n-a venit să spună faceți expansiune monetară. Înțelegi? Deci, într-adevăr, trebuie mereu reamintit. Eu cum am ocazia, cum vorbesc în emisiuni despre chestia asta? Dacă vreți socialism și comunism, moneda reală. Da? Deci, da, ideea de bază, într-adevăr, această expansiune monetară duce la polarizare, pentru că primii care au acces la ea cumpără bunuri și servicii la prețuri neinflaționate, piață dirijată și după aceea aceste bunuri și servicii și resurse naturale creează avantaje competitive care duc la alte avantaje competitive și cumulate în timp duc la această polarizare. Și polarizarea persoanelor pornește de la polarizarea companiilor. Deci, nu e atunci un lucru... Atunci spui polarizarea companiilor, te referi la faptul că statul alege câștigători și pierzători? Nu, mă refer la faptul că sub 1 la mie, sub 1 la mie din companiile din România, au peste 2/3 din cifra de afacere a tuturor companiilor din România. Ok. Uh-huh. Asta este anormal. O societate echilibrată este o societate cu un anumit grad de dispersie. Crezi că dezechilibrul ăsta e făcut de moneda falsă? De monedă și de reglementare. Deci de statul care alege câștigător și pierzător. Da, dar și prin intermediul monedei. Evident. Da, absolut. Păi da, ăștia care sunt abonați la contractele cu statul și care au cum să beneficieze primii de monedă, asta e clar, e una dintre categorii, cealaltă e reglementată. Da. Da.
Deci reglementarea și moneda, dar adică nu prea văd, sincer vorbind, că noi zicem hai să vină la putere X, să vină Y, să nu știu ce. Nu atacă niciunul problema monedei. Și fără rezolvarea problemei monedei, orice demers de tip politică fiscală sau administrativă va fi șchiop. Uite, acum o să pun întrebarea la Costel așa. Nu e soluția trecerii la euro, adică măcar scoatem, o dăm la ăia, poate să ia mai responsabil și fac treaba. Nu sunt. Moneda aparține fiecărui individ în parte. E șansa lui. Și noi în viață trebuie să facem schimb de utilități. Noi putem avea reprezentarea monetară în cont, putem crea o monedă și facem un alt cont, e o valută și fiecare ne băgăm în cont cât mai avem pe pământ și dacă vrem mai mult, da? Putem să ne băgăm și cât am trăit pe pământ. Putem să o luăm în orice sens. Capitalizat, da. În orice sens. Da? Un copil de un an să aibă 1440 pe fiecare zi. Da? Așa. Și ăla de 80 de ani o să aibă ipotetic mai mult, dar nu contează, pentru că stocul mondial de minute e același, indiferent cum îl bagi. Da? Și noi, între noi, să schimbăm monedă și când avem nevoie, transformă activul, capitalul în aur, depune la bancă, multiplici moneda doar cu capital. Adică timp trecut. Ce spun eu e că moneda poate să fie reprezentarea timpului trecut plus reprezentarea timpului viitor. Consumabilă în prezent. Înțelegeți ce zic? Deci, dacă tu ai în cont, nici n-are, dacă tu ai în cont... Nu, eu nu înțeleg. Stai să te întreb ce nu înțeleg eu, că poate înțeleg. Deci dacă... Deci eu mă gândesc că băncile acum... Când au rezerva fracționară și băncile centrale când printează, practic fură munca, timpul, viitor al oamenilor. Da, într-o anume accepțiune, dar le fură timpul trecut și capitalizat. Le fură și din timpul munca trecut din și trecut, capitalizat. Munca trecută cu care ei și-ar putea cumpăra cantitate de timp viitoare. Eu mă refer la creditele. Mă refer la creditele fracționare. Deci când cineva se duce la bancă și zice vreau niște bani, credit, și ei îl creează. Practic omul ăla, ca să-i dea înapoi, o să-i dea înapoi cu muncă pe care o face în viitor. Da, dar când? Că s-au înmulțit atât de mult creditele, încât nu e stocul de timp, nu are timp. N-are timp. Să le dea, înțelegi? Și întrebarea era dacă tu crezi că ar trebui fiecare om să aibă mica lui rezervă fracționară. Nu, eu aș vedea că fiecare om ar putea avea în cont, efectiv, minutele lui durat, da? Să îi se acumuleze, n-are nicio importanță, da? Pentru că ele nu reprezintă nimic. Ele reprezintă doar o unitate de preschimbare. Da? Da, oamenii, ca să preschimbe între ei. Deci eu monetizez timpul viitor, să zicem o săptămână. Și asta vreau înseamnă să că tu nu consumi timpul altora, timp de o săptămână, că altfel nu poți să capitalizezi. Deci în momentul în care ai cumpăra ceva, dacă tu ți-ai face numai autoconsum, toată viața ta, ție o să ți se adune în cont cifrele astea care ți le dau eu. Nu e nicio problemă. Ce faci cu ele? O să mor cu ele. Înțelegi? Deci dacă prin absurd ai fi totally, complet autosustenabil. Off the grid. Așa. Off the grid. Ai tot. Ai găini, ai izvor, ai apă, ai haine, tot. Nu stai gol, nu știu. M-ai înțeles? Așa. Foarte bine. Ție ți se capitalizează. Ai un nou comprun și ți-ai ajuns. Ție ți se capitalizează 1440 de minute în fiecare zi. Da? Okay. Și foarte bine. Și o să ajungi la finalul vieții și o să ai 37 de milioane de minute. Capitalizat. Care e efectul economic?
nu e niciun efect economic, pentru că nici n-ai intrat, nu am, nu, ele n-au ieșit din contul tău. Ce vreau să întreb este, dar eu, ele, dacă aș vrea să fac ceva. Încep să ies din contul tău, uh-huh, o să iasă într-un rit foarte rapid, uh-huh, dacă tu nu vei avea utilitate pentru alții ca să readuci în cont. Și da, atunci mereu... Utilitatea aia e din ce am acumulat adineauri, adică nu cu izvorul, etc. Adică minutele astea care se acumulează în contul meu. Sunt pur și ele, simplu. Ele sunt acoperite. Ele în ce sunt acoperite? Ca monedă. Sunt acoperite în ce am produs, în timp trecut, dar încă n-am vândut? În timpul tău trecut, capabil de a fi util altora în viitor. Nu e simplu de înțeles, știu. Dar vreau să spun că nu are... Deci dacă, întrebarea mea este momentul dacă ăla, oamenii ar pune preț pe... Dacă ar, cum vezi tu că oamenii ar pune preț pe aceste minute din viitor? Deci eu mi le pun în cont, dar n-am trecut prin ele, nu le-am muncit, n-am produs valoare încă. Sau poate asta e o exprimare unde nu înțeleg. Deci tu zici că poți să capitalizezi, să pui în cont niște minute din viitor. Nu, i-a spus că sunt din trecut. Păi alea din trecut le înțeleg. Deci, dacă nu înțeleg cu alea din viitor. Da, dacă eu am combinația aur, eu nu exclud aurul din ecuația asta. Da? Absolut. Aur, uh-huh, ca reprezentarea timpului trecut. Uh-huh. Și minute. Deci... În primul rând că dau șanse tuturor oamenilor să aibă putere pe moneda lor, pentru că e timpul lor. În momentul în care ei știu că au în cont timpul lor, statului e mai greu să ia din ei. Da? Okay. Pentru că e minutul în contul lor. Da. E timp care e reprezentarea timpului. Și atenție, oamenii vor avea un instinct de proprietate. Că sperăm. Da, păi eu nu le pun în cont decât reprezentarea minutelor lor. Ei văd cum le crește contul sau cum le scade contul, depinde cum punem. Minut de minut. Da? Scuze. Deci, e reprezentarea timpului lor. În momentul și da, în afară de asta, asta este stocul de timp, dar care e echitabil distribuit. E echitabil distribuit. Și după aceea, diferența între dacă mai vrei bani, trebuie să pui garanție. Cum poți să pui garanție? Poți să pun și un calculator, garanție la amanet. Dar cel mai simplu e cu aurul, corect? Uh-huh. Uh-huh. Deci fac un curs de schimb între minut și aur. Și atunci iată cum, dacă am stabilit cursul de schimb între minut și aur, din nou am masă monetară stabilă. Pentru că și aurul e limitat. Gramul de aur cu minut. Corect? Masa corect, monetară este stabilă. Numai că tu zici că masa monetară de timp pe glob e egală. Dar eu cred că oamenilor nu o să le pese de chestia asta. Eu o să zic că păi, eu am puțin timp. Să zicem aia care ar avea puțin timp, lor nu le-ar păsa că masa e echilibrată. Ei mai au puțin timp, dar mai au și camera asta. Da? Da. Foarte bine. Vrei mai mult timp pentru că tu ai 80 de ani și ai puțin timp la dispoziție. Am înțeles. Da. Vrei să cheltui mai mult? Păi lichidizează-o pe asta. Păi cum o lichidizezi? Trebuie să avem o unitate, o chestie de comparat clară. Păi vinde-o pe aur sau treci pui moneda fiat, treaba ta. Fiat, dar în cele din urmă asta costă 1000 de euro, ia 1000 de euro, cu 1000 de euro fiat, eu îmi cumpăr aur, mă duc la bancă și mi-am obținut în cont, mi-am lichidizat capitalul. Ăsta e capital. E timp capitalizat, timp trecut. Cum a ajuns ăsta la mine? Nu l-am consumat, n-am mâncat. Ce mi-a rămas după ce am mâncat și m-am îmbrăcat? Mi-am cumpărat acest obiectiv. Ok. Deci e timp capitalizat. E timp trecut și capitalizat, da? Și eu acum mi l-am lichidizat. Dar este...
din moment ce l-am lichidizat punând garanția aurul, da, eu nu pot să am o expansiune monetară, pentru că aurul ar deveni, cum ar fi și normal, din ce în ce mai scump. Prețul aurului nu e corect actual. Să fim serioși, că dacă s-ar duce toți oamenii care au certificate căci că dețin aur în bănci și ia du-te tu cu certificatele și dați aurul, ai vedea că ar fi o mare surpriză. Da, da. Da, sunt multe simboluri care nu sunt. Deci aurul probabil că e la... Unii zic că ar putea fi și 50.000 de euro. Eu poate sunt mai... Da, 5.000... Da, da. E un... Bine, dar vezi că e o funcție de încredere a oamenilor. Dacă oamenii vor aur, ar vrea și l-ar vrea fizic, dacă ar avea simțul ăla al proprietății, ar căuta să-l vadă și atunci ar deveni mult mai tangibil, mult mai real din punctul ăsta de vedere. Și atunci prețul ar fi corect. Dar ar fi corect. Iată că oamenii preferă tot felul de povești, iluzii. Da, e adevărat și asta, știi? Dar ce mă interesează? Mă interesează masa monetară constantă și cu acoperire integrală în resurse. Uh-huh. Și timpul e una din resurse, adică poate fi tratat ca resursă finită și neregenerabilă. Înțelegi? Și nu poți să-l schimbi decât pe aur. Deci în mod normal, când te duci la muncă la cineva, între noi fie vorba, ar trebui să-i ceri aur. Salariu în aur, pentru că tu dai resursa ta care pentru tine e finită și neregenerabilă și trebuie să primești în loc o altă resursă finită și neregenerabilă. Nu o cifră din calculator. Sau hai să zicem roșii, cartofi. Da. Eu știu mentalitatea oamenilor. Da, da. Și mi-am dat seama și de unde vine, da? Pentru că și, adică mă oftică pe mine mai mult decât pe alții faptul că, de exemplu, cineva își negociază salariul acum și cu salariul ăla și ia 3 cartofi și îi zic: păi frate, nu, și l-a negociat acum una. Pe tine nu te oftică, nu-ți vine să dai cu lumea de pământ, cu statul de pământ, cu bani, că tu când ți-ai negociat, dădeai timpul tău, ăla e, pe 3 cartofi și acum tu poți să cumperi doar 2 cartofi? Și lipsa de reacție se explică prin faptul că respectiva persoană mănâncă doar un cartof. Aha. Mâncând doar un cartof, mai înțeles, ei nu i-a scăzut nivelul de trai. Ei i-a scăzut posibilitatea de a nu mai munci în viitor. Că eu îi zic: bă, mâncați-a, și tu am înțeles că consumi un cartof, dar puneai 2 cartofi deoparte și te opreai din muncit mai devreme. Yeah. Tu ești furat de timpul tău, ești obligat să muncești până crăpi, tu nu înțelegi, e o nebunie. Uite, natura umană se împarte, deci oamenii care, asta e, câștigau 3 cartofi, acum câștigă numai 2, dar el dacă consumă unul, zice bine că e și așa, și ălălalt, de la capul celălalt, care câștigă doar cât un cartof și n-are timp să se gândească la lucrurile astea și nici putere să lupte, că el trebuie să lupte să găsească cartoful. Și lumea e tristă. E o lume tristă din punctul ăsta de vedere. Și ca să, ca să ducem explicația până la capăt, dar unde se duc cartofii aia? Păi se duc la Bill Gates, care își cumpără pământurile aia, la începutul discuției. Da. Da, mai înțeles? Deci e o lume foarte nedreaptă și principala sursă a nedreptății este problema monetară. Uite, mi se pare că se potrivește aici tot așa un citat pe care l-am scos din capitolul despre furtul de timp de către profitorii sistemului prin inflație, taxare și contribuție. Și spune așa: dacă la momentul pensionării suma economisită are o pondere mai mică în masa monetară totală, comparativ cu momentul economisirii sau contribuției la pensie, atunci puterea de cumpărare și de schimb va fi mai mică. Pentru noi asta, oamenii cu un minim de educație economică, e evident. Cum poți să faci în afară de cartofi să fie evident și pentru
Oamenii care se gândesc la pensie. Eu zic la emisiuni, eu am făcut calculul ăsta. Dacă tu aduni tot ce contribuie oamenii în medie la pilonul întâi de pensie, timp de 30-35 de ani în câmpul muncii, nominal versus ceea ce primesc în cei 5-10 ani care e speranța medie de viață de după pensie și ca putere de cumpărare, câți metri cub de gaze puteau cumpăra cu contribuția în luna în care au contribuit, câte uncii de aur, câți barili de țiței puteau cumpăra cu contribuția aia și câți barili de țiței, câți metri cub de gaze, câți metri pătrați de apartament etc. pot să cumpere cu pensia când îi primesc. Și o să vezi că diferența pe medie este echivalentul unui kilogram de aur. Fiecare om din România este furat pe parcursul vieții lui în medie cu echivalentul unui kilogram de aur. Și numai pe jocul de apel. Numai pe pilonul întâi de pensie, mâncați-aș. Și asta e o chestie aritmetică. Dacă poți să o faci, nu e mai înțeles? E simplu. Și nu găsiți tragic faptul că în 30 de ani nu a existat o singură manifestație în fața BNR-ului. Bă, nu mai scădeți puterea de cumpărare a banilor. Tot timpul aud la televizor cum cresc prețurile. Nu prețurile cresc, s-au scumpit roșiile. Nu e adevărat! Producătorul monedei a falsificat moneda printr-o producție fără costuri și ți-a tăiat puterea de cumpărare a monedei. Du-te la producătorul monedei și zici să nu mai facă chestia asta. Nu a existat treaba asta. Uite, poate deci și ursul brun, salvați ursul brun. Frate, suntem tâmpiți. Deci noi nu ne putem numi societate evoluată. Cât timp tolerăm așa ceva? Cât timp tolerăm? Zicem că e război, vrem să nu mai fie război. Și tu ce faci? Finanțezi războiul. Tu practic arunci cu petrol, cu combustie întârziată, de fapt, ca să stingi focul. Și noi zicem să ajutăm Ucraina sau cine dracu mai e, nici n-are importanță. Cum? I-a mai dat un pachet de nu știu câte trilioane și zicem că vrem pace. Finanțăm războiul. Deci suntem pur și simplu nebuni. Asta e realitatea. Și noi ne numim societate evoluată, care a ajuns pe lună, care ne uităm la telefon și apăsăm cu un deget și obținem toată informația Pământului. Și încă tolerăm acest sistem monetar și financiar bancar. Păi poate tocmai de aia, din cauza clicului. Înțelegi? Deci nimeni nu mai vorbește de... Tu nu... Da. E foarte tragic. E tragic. Pentru că, într-adevăr, lucrurile așa s-ar putea rezolva. Manifestație la BNR. Nu mai falsificați moneda. Nu! Lumea se bate. Păi dacă tot falsifică moneda, poate iau eu primul din ea. Da. Mai înțeleg? Dar nu-ți dai seama unde se ajunge la chestia asta. Startup Nation. Finanțările rambursabile. Orice afacerile care vor rămâne în picioare vor fi doar cele cu bandă la stat. Toți ceilalți vor da faliment. Păi ăsta e trendul. Tu îți dai seama. Tu îți dai seama că ajungem dependenți de câteva companii, câteva bănci. Care oricum nu sunt singure și sunt împreună cu bani. Exact. Păi asta e sclavie, domne. E sclavie. Și lumea stă frumos și se uită la România au talent. Înțelegi? Bă, e foarte bine să se uite și la România au talent. Dar ei merg, e drumul către servitute, într-un ritm accelerat. Accelerat. Mă rog, și de aici a pornit și ideea mea și preocuparea cu cartea. Băi, cum rezolvăm? Pentru că antreprenorul nu constată, nu se mulțumește să constate. El, antreprenorul zice, bă, nu există problemă fără soluție, ceea ce e corect. Nu există problemă fără soluție. Am putea arhitectura o economie corectă? Da, că toți visăm la o lume mai bună. Și te gândești că poate la un moment dat, într-un dezastru planetar, după apocalipsă, okay, la care vom ajunge,
vom ajunge sub o formă sau alta, pentru că astea nu pot ajunge decât în hiperinflație, dictatură, și problematicile vor deveni violente. Sub o formă sau alta, va exista un conflict în societate între om și sistemul bancar. Violent sau mai puțin violent. Va exista pentru că există un dezechilibru structural în sistem și istoria corectează dezechilibrele. Ăsta e momentul în care trebuie să amintim că sistemul bancar, așa cum este el astăzi, nu este în niciun fel și sub nicio formă un exponent al pieței private și al capitalismului, ci al guvernelor și a băncilor centrale. Da, sunt niște puteri centrale și centralizatoare. Și mai gândește-te când o să-ți bage CBDC-ul ăla, nu? În da. care o să-ți expire dacă nu-l consumi. Și în care, da? Da, cum, da. Cum pot și în care dacă mai ieși în piață, ți-l oprește, ca în Canada. Da. Cum mai miști? Adică zona e realmente periculoasă. E periculoasă realmente. Cum mai miști? Poate aia o să fie greșeala în urma căreia oamenii o să-și dea seama. Da, dar trebuie să-și, nu e suficient să-și dea seama, trebuie să-și aibă și soluțiile. Aici de-aia vin eu cumva cu această carte. Să găsească aceste înregistrări. Poate nu o să mai fie doar această carte, că poate să știi că asta putem să creăm și noi. Apropo da. De această monedă alternativă, noi doi, Spor, noi trei, noi trei, da. Potter, da? Eu nu vă cer să abandonați euro, dolar, leu. Faceți ce vreți. Da? Noi trei ne creăm acest cont. Și eu o să încep prin a-ți da ție această ce e ăsta, un obiectiv, da? Da, da. Așa. Să aibă... dacă eu sunt dispus, deci îți bag minutele în context acum am vorbit. Și dacă eu sunt dispus să-ți dau acest obiectiv pe 10.000 de minute convertibile, ți-l voi da. Și o să zic nu-mi da. De ce ți-l aș da eu pe 10.000 de minute convertibile? Doar dacă știu că ori tu, ori Valentin, îmi veți da și voi serviciile voastre și veți accepta să vă dau minutele convertibile. M-ai înțeles? Deci noi putem avea interacțiuni economice într-o comunitate pe o astfel de monedă complementară, alternativă, arhitecturată astfel. M-ai înțeles? Sigur că fiind noi trei, nu, eu nu o să vă dau o casă pe chestia asta, nici nu pot, că trebuie să trec și prin notariat. Dar n-are important, nu o să vă dau ceva extrem de valoros. Dar păi da, astfel în care nu mai suntem... Numai peste o anumită valoare intră fiscul pe fir și zice ce nu, faceți acolo. Nu dă fis mie, dar mie că nu știu, am... dar ziceam ca să fim acoperiți de punct de vedere legal. Da, da, da. Nu aveți ce să-mi oferiți. Dar dacă în comunitate sunt 10.000 de oameni, da, înțelegi? Crește valoarea pozitivă. Atunci sigur. Lucrurile stau cu totul altfel. Deci, nu trebuie să așteptăm să schimbe statul ceva. S-ar putea la un moment dat să ajungem să fim nevoiți să ne descurcăm în chestiunea asta și va deveni un schimb de utilități reciproce. Nu se va putea construi o comunitate dacă nu există monedă. Moneda unește comunitățile, pentru că nu poți avea relații apropiate de prietenie decât cu 5 oameni, 10, 20. O monedă sănătoasă. Da, dar ce vreau să spun e că ca oamenii să poată să schimbe utilități reciproce, da? Trebuie să existe o monedă la bază. Și în momentul în care nu o să mai ai ieșire, s-ar putea să ajungi în situația asta. Și de-aia construiesc fundamente teoretice și poate chiar și practice. Înțelegi? Pentru că asta stă în puterea noastră. Și sigur, nu impune nimeni nimic. Dar eu o să încep, de exemplu, și o să-ți dau un obiectiv doar pe și o să zici tu, păi da, și de unde îți dau eu minute convertibile? Păi fă-ți cont. M-ai înțeles? Da. Și tu o să vrei acest obiectiv. Înțelegi? Și eu o să am încredere în tine că tu la o adică dacă îmi faci vreun serviciu pe IT sau pe ce ești tu specializat, o să accept și tu la rândul tău. Nu? Și de ce să n-accepti? Ai accepta. Așa începe treaba, ai accepta pe chestii mici. Da. Dar în momentul în care ai în comunitate, ai și medic,
ai și crescător de pui. Ai și avocat, ai și contabil, ai și ăla, ai și ăla, ai și ăla. La 10.000 de oameni e o comunitate care are cam toate. Ai și instalator și electrician. E, și aici, ca să deci s-ar putea să nu înțeleagă și Alex diferența și să mai subliniem un pic ideea aia a echitabilității prin comparație cu Bitcoin. Gândește că într-o comunitate de genul ăsta, pe care a prezentat-o Ovidiu, pe care a prezentat-o Octavian, îmi cer scuze, sunt foarte, foarte obosit astăzi, nu ai cum să ai episoade de genul în care cineva cumpără o pizza pe 7 Bitcoin. Mm-hmm. Da. Adică n-o să sară niciodată, pentru că rămâne moneda oarecum... Și masa monetară, în armonie cu serviciile care pot fi oferite. Și masa monetară se poate construi noi trei, apropo de cele 10.000 de minute de care spuneam că alea sunt de fapt cele convertibile. În momentul în care sunt eu nu pot să-mi dau mie decât 10.000 de minute. Te-am convins și pe tine. Te-am convins și pe tine. Îți dau cele 10.000, îmi dau 20.000. Suntem deja doi. Te-ai deconectat. S-au terminat minutele de internet. Așa, acum ai revenit? Încă nu. Acum da. Okay. Bun. Deci, ca să reluăm ideea. Deci dacă masa monetară s-ar crea prin adăugare într-un mod gradual. Deci când eu sunt singur, eu nu pot să-mi dau mie. Eu chiar dacă am încă 25 de milioane de minute convertibile, eu nu o să-mi bag în cont atât. Ci numai 10.000. Pentru că alea-s minutele convertibile care ai fi tu dispus să, mai înțeles? Așa când le acceptă alți oameni, zici. Exact. Când intri și tu, atunci ne băgăm amândouă la 20.000. Că deja suntem doi. Când ieși și el, ne băgăm 30.000. Când ieși ăla, 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 mai înțeles? Și facem ca să păstrăm o constanță a prețurilor. Adică noi avem minutele alea convertibile, dar nu le eliberăm pe toate până nu avem comunitatea suficient de mare ca să preia toate. Aha. Deci înțelegi ce zic? Da. Da. Deci cam asta a fost la baza acestei, pentru că poate nu o să avem aur, toată lumea o să aibă aur, poate că nu o să aibă aur. Poate că o să se interzică la un moment dat aurul. Ce facem? Și asta e o posibilitate. Se va interzice sigur. N-ar fi prima oară. N-ar fi prima dată, dar sigur că cei care vor avea mai mulți bani fiat, că vor fi întotdeauna asupritori și în contextul unei inflații care mereu va fi în ritmul ăsta, e clar, ați văzut ce se întâmplă, cum reacționează băncile la problemele astea cu Signature Bank și cu nu știu ce, dăm drumul, toate depozitele asigurate, printăm bani până murim. Deci rezultatul va fi cel pus de Keynes, chiar în cartea lui cu credit, monedă, da? Rezultatul final va fi hiperinflație și dictatură. Nu există altă ieșire din asta. Pentru că e cea mai logică cale de rezolvare a oricărui incendiu pe care o are politicul la îndemână, este să arunce combustibil peste incendiu cu combustie întârziată. Dar tot combustibil, da? Da. E așa, da. Sting incendii. Deci asta vor face în continuare. Și atunci se va ajunge la chestia asta și oamenii își vor pierde gradual încrederea în monedă. În momentul în care își vor pierde încrederea în monedă, se vor duce către aur. În momentul în care se vor duce către aur, o să înceapă să interzică aurul. O să înceapă să interzică și dacă ești fraier, probabil că o să-l predai. Dacă nu, o să-l schimbi, pentru că după aceea și asupritorii care au mai mulți bani vor trebui cumva să-și păstreze valoarea, nu? Deci, dar aurul și timpul și glonțul o să fie monedele viitorului. Da. E bine că ai menționat și pe asta ultima. Da, băi, asta spun. Deci eu cam așa anticipez și atunci e bine să existe deja pe tapet, pentru că în momentul haosului e posibil să apară. Uitați-vă, dacă vă uitați așa, vedeți că există o nervozitate în creștere la nivel mondial. Păi, da. E. Și problemele vor apărea cu inflația, o fi. Vor apărea în orașe. În orașe, dacă le-ai tăiat curentul 3 zile, a rămas jumătate de oraș, că ne omorâm între noi. Adică omenirea e la 3 mese distanță de haos.
noi zicem așa, dar situația nu e simplă, pentru că oamenii și-au pierdut capacitatea de a fi self-sufficient. Bine, într-o micro-reprezentare putem să vedem ce s-a întâmplat în pandemie cu crizele de hârtie igienică din Australia, care a fost efectiv o chestie artificială, dar s-a întâmplat. Da, deci adică nu e exclus să ajungem la un moment dat să mâncăm ouă și să plătim cu aur. Da, nu e exclus. Ceea ce n-ar fi rău. Da. Pentru că în momentul în care se ajunge la astfel de situații, nu mai ai unde să te duci mai rău. Înțelegi? Atunci poți vorbi despre schimbări. Deci noi nu vom... Dar noi trebuie să ne pregătim, trebuie să anticipăm astfel de posibile situații care au o probabilitate nu chiar redusă. Nu sunt Mafalda, nu spun că se întâmplă mâine, dar observați și voi că drumul ăsta e. Da. Nu văd și oamenii s-au segmentat foarte mult. Va exista acest conflict. Aș fi curios dacă știi că profesorul Rugină la un moment dat a avut și niște apariții televizate în mainstream. E una care încă se mai găsește pe net la Marius Tucă. Da. Și acolo eu nu reușesc să-mi dau seama dacă dânsul era sarcastic sau avea fusese o schimbare de idee. Că spunea acolo ceva de genul că era noi nu trebuie să ne facem griji, că ce spune? Era defetist un pic în acea zonă. Pentru că era deja anul 2000. Uh-huh. Eu i-am studiat niște lucrări ale lui. El a venit cu acel plan în România în care propunea monede cu acoperire în resurse și cu aur și cu argint și cu, da, cu integral. Uh-huh. Dar cu planul ăla adaptat la diverse țări, el a bătut la multe uși. Și prin țările asiatice și pe unii am văzut corespondențe între el și premierii altor țări. I-a scris și președintelui american, deci în care explica el acolo, pe multe pagini, care e problema în economie. Dar el explica ca un teoretician. Eu am văzut cum explica el, că mă pun în pielea lui Clinton, dacă ar fi ajuns la el informația, presupun că o fi ajuns, ăla ar... Adică Rugină nu avea legătură cu domeniul politic, ce mai turavura, nu înțelegea că în zona aia nu se pun așa problemele. Oamenii aia nu pricep nimic și nici nu vor face ceva. Înțelegi? Și el spera. Și pe unii aproape că îi și convinsese. Când a fost criza asiatică prin 80 și ceva, el avea corespondențe cu țările asiatice care intraseră în probleme și le spunea: nu luați soluțiile FMI și Banca Mondială, nu luați aia, vin eu la voi, dați-mi, uite, vin eu cu nevastă mea o lună de zile, dați-mi o săptămână, uite, cu un plan, așa arată planul, vă ajut să-l implementați ca să vă eliberați economiile. Deci așa punea problema. Și din corespondențe am văzut că pe unii și convinsese. Chiar guvernator de bănci centrale și au căzut cu avionul. Deci ei, dacă te uiți... Din eu, guvernatorii, da. Da. Deci asta e și uite așa s-a întrerupt treaba. Foarte interesant. Dar el se oferea pe la toate țările astea, venea cu un plan adaptat un pic țării respective, dar principiul de bază era aceeași. Și zicea, uite cum facem stabilizarea monetară, de fapt. Facem așa și așa și așa și vin eu și uite, chiar uite cum trebuie să faceți. Trebuie să anunțați întâi piețele că vă gândiți să reveniți la etalonul aur. Numai asta și vă va întări moneda foarte mult și nu știu ce și nu știu cum. M-ai înțeles? Uh-huh. Deci omul purta corespondențe, dar era evident, e un tip academic, pur academic, care nu înțelegea cam cum... Da, meandrele concretului. Meandrele concretului, înțelegi? El undeva la finalul vieții 2000 și încolo, eu cred că mai și mai îmbătrânise și mai pierduse din... Și a fost și pe la o masă cu Bush și la asta făcea referire cu Bush senior.
La asta făcea referire în... Nu, cu Bush Junior. La asta făcea referire în treaba emisiunea aia. Emisiunea aia, da. În emisiunea aia, da, da. Adică, băi, lucrurile sunt... Nu avem ce să-i facem, lucrurile tranșate. Și e posibil. Acum ce să zic? Eu nu cred că istoria e deja scrisă. E adevărat că putem anticipa că ar merge către o astfel de evoluție, dar nu o văd. Nu vreau să accept acest fatalism și nici nu pot să tac din gură, deși îmi dau seama că dacă prin absurd m-ar lua cineva în serios la un moment dat, a sfârșit împușcat. Deci dacă ideile astea ar penetra și ar deveni cumva chiar într-o... Da, dar rămâne ideile. Ar rămâne ideile, dar tu ți-ai pierdut viața. Ai și alte priorități. Exact. Dar nu, nu poți nici să le ții pentru tine. Deci dacă tu ai preocupările astea, ai timpul, ai și chiar și plăcerea. Nu mă deranjează când, uite, vorbesc cu voi, mă duc și la orice altă televiziune și vorbesc. Adică le cam pun pe tapet. Nu poți, pentru că altfel ajungi la finalul vieții și regreți. Da. Adică da. Tu ești dator să împrăștii aceste semințe. Împrăștii aceste semințe, nu ești dator să și rodească. S-ar putea în circumstanțe favorabile, unele, poate chiar multe, să rodească. Altele nu, poate nu vor rodi, poate nu vor rodi niciodată sau deloc, dar tu ți-ai făcut datoria, ai contribuit sub o formă sau alta la progresul omenirii, cel puțin la nivelul ideilor. Intră în banca de idei. Timpul pe care l-ai petrecut pe pământ se capitalizează la cunoașterea, la stocul mondial de cunoaștere, nu? Da. Și s-ar putea, apropo de monedă, care chiar așa s-ar mări masa monetară și ar avea acoperire în stocul mondial de cunoaștere, din perspectiva asta. Apropo de modul în care s-ar crea moneda. Deci corelația asta între monedă și timp mi se pare și importantă și o alternativă complementară, cel puțin, pentru că nimeni nu propune să se înlocuiască euro sau dolarul sau leu sau... Eu zic că putem organiza un joc în care să avem niște puncte și să ne jucăm noi pe puncte, noi între noi, și vom vedea cine mai vrea să se joace cu noi. Și să vedem cum evoluează aceste lucruri în viitor. În primul rând trebuie să jucăm un Monopoly, nu? Da. Deci... Mai puțin faptul că, bine, am mai avut discuția asta în alte contexte. Unul dintre lucrurile care sunt diferite, adică Monopoly e un proxy foarte greșit pentru piața reală, pentru că în Monopoly ai factorul de noroc, de zar, care... Acolo, în piața reală, nu ai competențe atribuite. Acolo nu e doar noroc, nu e numai noroc în piața asta. Păcate, Monopoly conduce norocul foarte mult. Da, din păcate arbitrarul este foarte prezent și în piața reală. Da, este, dar tu poți să iei și niște decizii în jurul lui. Te adaptezi la, e adevărat. Da, de asta unii au succes, unii nu. Da. Dar ideea e că nu se petrece chestia aia care se petrece totdeauna. Ideea e că la jocul de Monopoly există întotdeauna un câștigător. Nu ai cum. Adică e unul care îi curăță pe toți ceilalți. Pe când în piața reală nu există. Iar punctul de diferență pe care îl văd este, mă rog, într-o piață reală liberă, vreau să spun. Da. Punctul de diferență pe care îl văd e fix asta, că nu ai driverul de zar în piața reală. Da, da. Adică dar contează și altceva. Da. Dar sper că am putut cât de cât pun o variantă pe tapet. Nu înseamnă că e cea mai bună, nu înseamnă că e singura. Sunt diverse forme de implicare a timpului în această chestiune, dar eu practic un efort într-o dorință de, nu știu, pentru o lume mai bună, dacă vrei, nu? Evident. Că fiecare suntem cumva motivați în viața asta și îmi place să petrec timpul sub forma asta și s-au unit și niște circumstanțe. Vezi că dacă n-aveam ce apăra, da, exact. Și
Plus că nu poți avea gândirile astea, să știi, decât când ești între 40 și 50 de ani. La 80 de ani e prea târziu, nu le mai gândești, da. Așa, și la 30 nu te preocupă. Nu-ți dai seama că vine. Da. Unul dintre lucrurile care, mă rog, la mine au rezonat cel mai mult cu cartea asta e, am auzit cineva mai deștept ca mine spunând că sărac fiind, deci dacă ești sărac lipit pământului, timpul tău este cea mai importantă resursă pe care o ai. Și mi se pare că e extrem de congruent cu toată ideea din spatele cărții. Și aș propune să încheiem cu, ai un capitol aici despre condițiile sănătății financiare individuale. Dacă poți să-l rei da. Pe scurt pentru cum calculezi tu indicele financiare al securității individuale. Noi avem tot felul de indicatori care sunt aiuriți. Acest absolut, produs da. Intern brut și toate drăciile. Și atunci am zis că un exercițiu foarte bun pentru oameni este să-și calculeze acest indicator. Am pornit de la ideea că, în general, un om poate trăi cu echivalentul unui gram de aur pe zi. Poate trăi bine. Chiar și dacă ei sunt, asta înseamnă 9.000 de lei pe lună, da? La 10.000 de lei pe lună. Sigur că poți trăi și cu 4.500 de lei pe lună, chiar și cu jumătate de gram pe zi, dar hai să spunem de la decență în sus, este un gram de aur pe zi, da? Sigur că te duci în alte țări, poți trăi și mai mult, dar nu intru în detaliile astea. Dar pornind că minimum, nu vorbesc de aia cărora le trebuie 10.000 de euro pe lună, vorbesc de decent, da? E, câte zile mai ai de petrecut pe pământ? Și îți spun, noi mai avem între 10 și 15.000 de zile, noi, oamenii ca noi, da? Și îți iei toate activele tale nete, tot ce deții tu, că sunt obiective de, așa, că sunt case, mașini, tot ce ai tu, haine, vandabil, monetizabil, da? Vandabil pe piață, minus datorii, care le ai, credite sau orice altceva, și ai ajungi la activele tale nete, corect? Da. Le transformi în aur, le calculezi la prețul de aur, lichidizarea lor actuală, cât aur ar face, și după aceea împarți această cantitate de aur la câte zile mai ai de petrecut pe pământ. Și dacă îți dă peste 1, dacă ai, de exemplu, la noi 10.000 de zile, să zicem, și dacă avem peste 10 kg de aur, în total 10.000 de grame, nu sunt 10.000 de zile, peste 1, tu ești securizat financiar. Adică tot ce deții tu, tu nu mai ești obligat să muncești. Tot înseamnă că ți-ai cumpărat timpul viitor. Tu nu depinzi de nimeni. Asta înseamnă securitate financiară. Înseamnă că eu nu mai vreau sau nu mai pot să muncesc și sunt ok până mor. Asta e securitatea financiară, da? Adică ce am acumulat până acum îmi permite să trăiesc până mor. Și sigur că după aceea am zis, uite, între dacă ai peste 1, ești foarte bine. Dacă ai între 0,5 și 1, ești binișor. Dacă ai sub 0,5, ești cam așa și poți. Ai și sub 0 dacă ai mai multe datorii decât active și atunci ești vai de capul tău. Și am mai vorbit cu alții despre asta și i-am făcut curioși. Ai zis, uite, o să-mi calculez și eu. Și pe urmă veneau la mine și zicea, frate, m-ai deprimat. Pot să mai trăiesc 30 de zile. Înțelegi? Dar, păi nu, realitatea e că ți-am spus că și americanul trăiește de la paycheck to paycheck. Nu se poate ca într-o lume în care avem atâtea resurse naturale. Și nu mai zic de țara noastră și de America și de. Deci lumea e bogată. Și la nivelul la care am ajuns de progres tehnologic și de productivitate, de eficiență, oamenii, locuitorii acestui pământ, să nu poată trăi fără să muncească, să muncească în tâmpenie. Acum se vorbește de creșterea vârstei de pensionare. Deci acest sistem
va duce la a munci până vei muri. Îi duce pe toți la mai sub zero, nu? Da, îi duce sub zero, permanent dator, și în momentul în care nu vei mai putea produce ca să dai taxe la stat, vei muri. Ce interes are statul să te țină în viață când el are să-ți dea? Tu i-ai dat în timpul vieții și el la un moment dat are să-ți dea. Tu crezi că îți vrea binele? Bă, tu ești nebun. Deci cum poți să-ți imaginezi că poate să-ți dea, vrea să-ți dea binele ăla care are să-ți dea? Păi ești dus. Înțelegi? Deci, lumea nu se trezește. Zici că are un văl pe ochi. Decenii și secole de educație. Școlile de stat, da? Asta vreau să zic. Școlile de stat. Înțelegi? Este complet anormal. Iar lumea poate să fie și altfel. Dar oamenii nu cred că poate să fie și altfel. Ci eu îți spun că poți face economie și cu utilități reciproce. Dacă nu mai muncește nimeni pe lumea asta de mâine, noi vom consuma capitalul până când se va uza fizic. Deci dacă nimeni nu mai face nimic, nu înseamnă că nu ne putem angrena în schimburi sau nu putem avea monedă. Va reprezenta toată moneda, de acord, degeaba ne trecem noi în cont minutele noastre convertibile, că nimeni nu o să aibă nicio utilitate pentru nimeni, da? Dar toți avem capitalul propriu, care pur și simplu echivalentul acestui capital propriu trebuie transformat în aur. Nu? Și facem cursul de schimb, aur, monedă, cum s-o numi ea, punct, minut convertibil, numește-l cum vrei, denumirea n-are importanță. Eu doar am vrut să fac corelație cu timpul, putem să-l numim și pitiplom. Dar am vrut să accentuez ideea masei monetare, stocul mondial de timp, stocul individual de timp și așa mai departe. Pentru că noi de bani nu avem nevoie decât pe pământ. Nu în afara pământului. Înțelegi? Da, deci asta e și faptul că oamenii ajung la 40-50 de ani și zic, băi, eu dacă opresc motorul mai trăiesc o lună. This is big shit. Înțelegi? Complet anormal pentru lumea de azi. Și nu e, asta nu e un blestem. Asta e din arhitectură. Aici nu e ciclurile economice, toate aceste bazaconii care sunt produse doar prin monedă. Ciclul economic nu e un anotimp, nu e fenomen natural, a venit iarna. A venit ciclul economic. Asta este produs de acțiunea umană. De acțiunea puterilor centrale. Nu ar exista cicluri economice fără această expansiune monetară și fără, înțelegi? Pur și simplu, moneda nu mai trebuie să mai fie în mâna statului, pentru că nici nu exista stat. Deci, la început pe lume și oricum pe lume, dacă înlocuiesc aceste constructe numite companii sau state, nu există decât oameni. Oamenii interacționează, oameni și natură. Deci banul nu poate fi produs decât de către individ și el trebuie să rămână în posesia individului. Nu trebuie să mi-l dea banca, trebuie să mi-l dea statul, să mi-l dea banca, să mi-l facă. Eu produc. Cum pot să produc eu moneda? Ți-am zis cum. Înțelegi? Eu nu fac decât, nici nu produc moneda. Recunosc ceea ce există deja. Chiar am scris un articol, o să vi-l trimit. Am publicat ieri, timpul moneda creatorului. Înțelegi? Da, la ora actuală îl găsiți jos în descriere, dacă Octavian s-a ținut de cuvânt și l-a trimis. Da. Este deja linkuit jos în descriere. Timpul moneda creatorului. Înțelegi? Deci ea există deja, eu nu trebuie să o aștept de la bancă. Cum poate banca să hotărască dobânda? Al cui e banul? Banul este reprezentarea monetară a timpului trecut și neconsumat. Deci e al meu. Deci eu trebuie să stabilez dobânda. Nu banca. Banca, în viziunea mea,
nu s-ar transforma decât într-un centru de evidență al minutelor. Nu între un producător. E dintr-un registru. Mai înțeles, ca să nu existe tu să-ți faci, pentru că pot exista 10.000 de bănci. Ce mă interesează e ca fiecare CNP să existe bază de date comună, ca tu cu acel CNP să nu faci și în America și în... ca să dublezi minutele. Mai înțeles? Deci un blockchain. Deci, da. Deci... sau ceva similar. Sau ceva similar. Ok, da, dar mă interesează să n-am costul de tranzacționare, de verificatori. De... sau să fie mici, că nu pot da. Să fie serviciul ăsta. Nu poate să fie CNP, identificatorul unic, într-adevăr, păi da, că eu chiar asta chiar vreau să fac un astfel de centru de evidență. Poate mai produc și eu ceva în viață până mor. Dacă nu, trebuie să am grijă cât consum și cum îmi prezerv valoarea, pentru că tu nu vezi că ăștia iau tot și mă trezesc mâine, poi mâine, că trebuie să reintru în câmpul muncii. Și nu vreau! Nu vreau! M-ai înțeles? Deci, și e un drept legitim. Eu nu am consumat în trecut ca să pot să consum în viitor. Iar acest furt de timp care se produce prin sistemul monetar, am dat și la discuția trecută exemplul ăsta. Tu muncești 8 ore pe zi, iei 80 de euro. 60 de euro consum cu casă, masă, îmbrăcăminte, 20 de euro îți amâni consumul. Îi pui deoparte, nu consumi. De ce ai face lucrul ăsta? Ca să poți consuma fără să muncești în viitor. Poate nu vrei sau nu poți să mai muncești. Și atunci tu ai renunțat la consumul actual ca să îl consumi în viitor fără să muncești. Și într-o economie corect arhitecturată, ar trebui să cumpere aceeași cantitate de bunuri și servicii, dacă nu chiar una mai mare, că între timp e progresul tehnologic, cunoașterea capitalizată care duce la eficiență, și ar trebui să cumperi cel puțin aceeași cantitate de bunuri și servicii și peste 5 ani și peste 10 ani și peste 20, peste 30 de ani. Dar tu vei cumpăra peste 30 de ani echivalentul a jumătate de oră economisit. Păi eu am muncit o oră jumate. Am economisit o oră jumate. Eu mai pot să transform economia asta doar în jumătate de oră. Mi-ai furat o oră în fiecare zi. Băi, tu ești nebun? Cum adică îmi fur tu timpul care este resursa mea finită și neregenerabilă și mi-o fur tu prin șmecheria ta de sistem? Păi ia tu te... M-ai înțeles? Un sentiment... Deci... E extrem de frustrant. Păi îți dau cu ceva în cap. Mă înțeles? Și oamenii sunt foarte permisivi. Deci dacă ar veni cineva și le-ar lua pur și simplu din buzunar, poliția ți-ar da în cap. Iar prin această metodă nu zic nici pâs, că și cum ar fi un dat de la Dumnezeu. Exact genul ăsta de explicație am făcut-o și noi într-una din emisiunile PAC. Capitolele mișcate de frame-uri. Sigur că îmi zic unii, da mă, și ce să fac, și ce să fac, și ce să fac. Păi acest defetism și pasivismul ăsta, asta va face ca asuprirea să nu se oprească. Problema este să ai alternativă tu la nivel individual dacă asuprirea nu se oprește. Înțelegi? Da. Și atunci și această carte trebuie citită și din această... Exact. Da. Nu e obligatoriu să schimbăm lumea. Putem doar să schimbăm lumea noastră. Da. Acelor care mai înțeles vor să-și păstreze puterea de cumpărare și într-adevăr trebuie căutate metode să realizăm lucrurile astea. Și se poate. Da. Se poate. Nu e simplu, dar se poate. Dar vedeți, asuprirea se accelerează. Se accelerează. Oamenii ăștia au o agendă și vei ajunge să nu mai deții nimic. Într-adevăr, sigur, marea șmecherie trebuie să deții fără să deții. Asta e deja probabil un topic pentru a treia carte. Nu, aia nu o s-o mai public. E livrată contra minute convertibile. Da, știi că poți să vină lumea să te caute. Știi cum era în Moromete?
un moromete cu foncirea, nu? Dacă n-am! Dacă n-am, n-am! Exact. Da. Înțelegi? Tu să ai fără să ai. Pentru că altfel ăștia te jefuiesc, adică, și e tragic. E... Într-adevăr, lumea ajunge robotizată. Deci e... De-aia nu mai are timp nici să se gândească. Păi văd la oamenii care sunt atât de ocupați, zic, băi, nu, vreau un film ușor. Dăm la România Talent, vreau să văd un film ușor. Înțelegi? Nu mai vor să-și pună mintea la contribuție pe alte teme. Păi asta e foarte periculos, înțelegi? Eu înțeleg. Eu cu mintea mea odihnită, înțelegi? Dar pot să privesc un pic detașat, dar înțeleg. Dar asta nu înseamnă că nu mă îngrijorează. Pentru că ei devin victime ale manipulării. Ei nu mai au timp să parcurgă alte subiecte. Nu mai au timp nici să-mi citească articolele. De-aia eu acum le-am început să le pun pe video. Mi-am făcut un canal de YouTube. Chiar o să vi-l dau și pe ăsta. Îl trecem și pe ăsta jos. Înțelegi? L-am văzut chiar în ziua în care înregistrăm anunțul. Da. O emisiune Economia pentru toți. Am început să-mi filmez articolele, că nu le mai citește lumea. Da. Înțelegi? Și mă duc și le recită pe prompter. Mai înțeles? Și pentru că așa poate le mai urmărește. Pentru că faci și tu mica ta contribuție la luminarea lumii. Pentru că fără asta nu se va lumina într-un fel. Deci trebuie fiecare și voi faceți foarte bine ceea ce faceți. Indiferent că ne urmărești 7 oameni sau 20 sau 3, e mai mult decât 0. Da. Înțelegi? Și la un moment dat, știi cum e, se adună. Nu se știe, se creează o masă critică, există un capital de cunoaștere, există o comunitate, există niște oameni care știu cum gândesc așa, înțelegi? Și s-ar putea la un moment dat, când ajungi la fundul, la nivel individual sau la nivel colectiv, de acolo nu mai e loc unde să mai cobori și s-ar putea ca lumea să fie dispusă. Băi, eu nu înțeleg ce spune ăsta, dar... Da, hai să facem așa. Hai să facem așa. Da, exact. Înțelegi? Bun. Cam asta este. Da. Mulțumim mult, Octavian. Acum, pentru privitorii noștri, cei 102, 3, câte niți ați fi... Dacă găsiți ceva util în toată discuția asta, puteți, aveți un buton de share, să împărtășiți ideile și cu alții, gratis, nu vă cerem bani, numai să se creeze acea masă critică de care vorbea. Chiar m-a preocupat și mă mai preocupă încă ideea asta de valoare. Dom'le, dacă nu plătește nimeni nimic, înseamnă că are valoare? Are. Există valoare și în lipsa unei plăți. Există. Da, poate non-monetar, să numim non-monetar. Da. Cu siguranță nu înseamnă că ne-am simțit nevaluat mai bine și am simțit o mai recunoscută dacă ar fi recunoscută și monetară. Da, așa da. E, știi? Dar noi plătim, practic, și nevastă mea îmi zice, băi, tu ai ambiție așa, adică vezi că totuși ecourile sunt limitate, ca să zic așa, dar you keep going, știi? Există o satisfacție, uite că te mai cheamă lumea acolo și poți să așa. Și zic, băi, eu plătesc practic cu timpul meu, exact. În loc să-l folosesc altfel, plătesc eu chestia asta, da? Și îmi iau satisfacția că dau cuiva ceva. Da. Deci există o satisfacție, nu? În definitiv și cel care face practică caritatea. E o formă de implicare socială. Plata lui este un alt fel de valoare. Exact. Na, e o investiție, poate că unele din semințele pe care le arunci acum, poate nimeresc într-un pământ fertil. Da, poate nu acum, poate altă dată, dar e clar că dacă n-arunci... Sigur nu poate să crească nimic. Pentru că eu am văzut tiparul, deci oamenii, foarte puțini oameni înțeleg ce vorbim noi aici. Înțelegi? Deși ei utilizează banii în toată viața lor, ei nu știu ce sunt banii. Da. Nu mai zic de funcțiile de păstrare a valorii, adică de, nu,
Deci, esența banilor. Iar eu în carte și în articolele care le-am adăugat după carte, că au fost articole scrise anterior, dar care au legătură tot cu banii și cu resursele, că în a doua parte a cărții sunt diverse articole care le-am publicat de-a lungul timpului, am căutat să merg la esența banilor. Bă, ce sunt banii ăștia, de fapt, economic vorbind? E bună educația asta. Da, 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 ca să înțelegi, de fapt, și da, păi dacă ei sunt natural așa, păi ar trebui să revenim la ceea ce sunt ei naturali. Adică noi trebuie să repunem lucrurile așa cum sunt ele, de fapt, cum le-a lăsat Dumnezeu. Și, scuze, cu asta închidem. Da. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Pentru Alex Chiriac, Valentin Berceanu, Octavian Vădescu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție, răbdare. Puteți să vă scrieți jos să vă faceți analiza despre care a vorbit Octavian mai devreme și să treceți în comentariu cam câte, pentru câte zile aveți asigurat traiul, dacă nu vă deprimă prea tare. Și da, dacă vă deprimă, să știți cine e vinovatul, că de-aia am vorbit aici 2 ore. Exact, exact. Mulțumim pentru atenție, purăm libertate, că mai bună decât toate. La revedere!